Bună seara și bine ne reîntâlnim la Portret de Actor. Alături de mine, după cum bine puteți observa, eu am observat și nu mi-am mai putut lua ochii din partea mea dreaptă de aici, este Manuela Hărăbor, actriță, așa, unul dintre actorii reprezentativi. Atent, după că este Manuela Hărăbor. Mulțumesc! Așa, ca să-mi revin, Manuela, am să-ți fac un cadou, o cană cu numele tău pe... Mulțumesc frumos! Așa, am să te rog să mă ajuți, pentru că bălbăierile mele sunt cât se poate de binevenite, pentru că nu deseori ai posibilitatea să stai alături și de o actriță atât de cunoscută, dar și de o femeie atât de frumoasă. Mulțumesc, așa că nu spune că te-ai emoționat. Ba da, sunt profund emoționat, eu îți mulțumesc că ești aici. Mulțumesc de invitație. Alături de mine. Este un interviu pe care mi l-aș fi dorit cu mult timp în urmă și mi-l voi dori și peste ani. Adică când eram mai tânără. Întotdeauna, adică ce vrei să spui, că noi nu suntem tineri. Noi nu suntem tineri, da. Bun, o să vorbim despre, la Portret de Actor, despre activitatea pe care o ai la Teatrul Stella Popescu. Eu am avut plăcerea de a te observa pe scenă într-un rol fabulos, pentru că eu, mie nu venea să cred cât de ușor ai putut să intri în rolul unei zâne. Nu zână, fost ceva mai mult. Am jucat mama vitregă, abia așteptam să fiu și eu distribuită în rolul unei mame. Tot timpul mi se spunea ori că sunt prea tânără, ori că sunt prea nu știu cum. Cu Tony Adam am vorbit, inițial vrea să mă distribuie într-un alt rol și am insistat să joc mama vitregă. Așa. Dar, în Revolta Poveștilor. Revolta Poveștilor, pentru că despre ea este vorba. Și am văzut și reacția copiilor de câte ori apărai pe scenă. Era ceva fabulos, da, acolo. Eram foarte rea. Eram foarte rea și o chinuiam pe albă ca săpada. Dar până la urmă, nu, miracolul există în basme. Și asta se întâmplă și în spectacolul nostru. În momentul în care copiii încep să citească povești și sunt cu tot sufletul alături de personajele de bazm, personajele devin bune, chiar și cele rele. Așa este. Dar cum este să joci în fața unui astfel de public, unde reacțiile sunt practic instantanee? Este o experiență unică. Eu recunosc că mi-am făcut antrenamentul vreo 10 ani de zile la Circul Globus, sub bagheta Brândușei Novac, și acolo am învățat să joc într-adevăr pentru copii. Publicul la circ era undeva între 1000 și 1200 de spectatori pentru fiecare reprezentație, ceea ce și acum la Teatrul Stella Popescu ne apropiem, pentru că de foarte multe ori jucăm la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, unde sunt 800-900 de copii. Trebuie să ai o concentrare fantastică, să știi să îi conduci pe copii și să știi să îi faci să asculte și să fii atenți. Este ceva în plus față de un spectacol pentru adulți. Trebuie să fii cu ei, trebuie să îi pierzi repede? Îi pierzi foarte repede. Și în momentul în care nu ești adevărat și o iei pe arătură, copiii te taxează prin neatenție și prin pur și simplu... Nu mai sunt, da, ei. Da. Nu ești atenți, da. Și eu zic că e un exercițiu foarte bun pentru fiecare actor. Ar trebui anume la început de carieră, fiecare actor, indiferent la ce teatru e angajat, să treacă prin câteva experiențe de genul ăsta. Ai spus de fiecare actor, indiferent de teatrul la care sunt angajați sau cu care colaborează. Ideea este că Teatrul Stella Popescu
Are mai multe țări în care aduce spectacole de calitate. Cum este pentru voi, actorii Teatrului Stella Popescu, să mergeți așa dintr-un teatru într-altul? Pentru că, practic, faceți un traseu, e un turism teatral. Da, suntem oarecum cu cortul, ca să zic așa, pentru că din păcate sprijinul acordat de autorități nu este dus până la capăt, nu este o situație fericită și nu este ceva ce ne-am dorit, să plecăm așa în fiecare zi în câte o sală, dar asta e situația și ne conformăm și până la urmă mulțumim Dumnezeu că avem unde să ne desfășurăm activitatea și să ne facem profesia până la urmă. Sper ca situația asta să se oprească la un moment dat, să înceteze și să avem în sfârșit un sediu cu o sală noastră proprie în care să jucăm. Cea de acum nu este... Nu, pentru că este cu bulină. Noi am primit un sediu foarte în fostul Arcup. Este, da, o clădire absolut minunată. Uh-huh. Dar din păcate, ca foarte multe lucruri din România, lucrurile s-au făcut cu picioarele, pe negândite, probabil mânați de niște interese pur financiare. S-a... nu știu, renovat, s-a cosmetizat oarecum acea clădire, arată absolut superb, s-a zugrăvit, s-a rașchetat parchetul, oglinda din capătul scărilor de marmură este absolut minunată, dar ce să vezi, nu s-a consolidat sala de spectacol, uh-huh, care are bulină și în care noi nu putem să jucăm. Este iarăși o inadvertență pe care eu am pus-o în discuție, pentru că, într-adevăr, legea spune că într-o sală cu bulină spectatorii nu au voie să intre pentru că există un pericol, dar ce te faci cu aproape 40 de angajați ai teatrului care în fiecare zi sunt acolo, sunt acolo și sunt supuși unui risc iminent. Nu mi se pare corect, mi se pare un lucru negândit de către autorități, respectiv de, nu, cine ne coordonează pe noi și Primăria Capitale, că noi suntem sub umbrela Primăriei Capitale până la urmă. Sunt lucruri negândite, făcute la jumătate de pas, fără niciun rost, fără o logică până la urmă. Semnalul de alarmă, știu că este tras și se fac... Așa am ajuns eu la 55 effort. De ani în vorba aia, două săptămâni, în care toți am... Eu am trăit 30 de ani, se fac eforturi, în curând, acum se întâmplă, acum se aprobă și Manuel, uite așa ne trece viața. Manuela, în curând va fi ziua ta. În curând va fi ziua mea. Ești, da, berbec. Sunt berbec. Și fac o vârstă absolut superbă. Deci îmi place de mor cum o să sune. 5-5. Da. Nu pot să mai schimbi. Așa ziceam și eu înainte de a face. Dar nici n-am vrut vreodată să schimb. Eu am 5 ani. Da? Stai de vorbă cu am înțeles. Un copil. Da. Da. Un copil sunt și acum. Și eu la 55, da, tot copil. 5,5 ani. Da, 5,5. 5 ani jumate. 5,5 pe scala Richter. Da, Doamne, iartă-ne și păzește-ne. Așa. Dar trecând la și la lucrurile bune, am putea spune că această, acest traseu turistic teatral face practic, vizibil, modul în care actorii știu să ajute între ei. Asta una la mână, dar se mai întâmplă un lucru care este bun. Fiecare teatru anume are publicul său. Ori noi dacă mergem în două, trei teatre diferite, locații diferite, pe lângă publicul care este fidel Teatrului Stella Popescu, aducem și publicul celorlalte teatre, da, ceea ce e, aici e un lucru bun. Dar este dificil, gândește-te numai la partea tehnică, gândește-te la oamenii care lucrează în spatele scenei, mașiniștii, cei care încarcă decorul, care descarcă decorul, gândește-te ce efort inuman câteodată să te duci și să demontezi și să montezi decoruri și să te duci, să le încarci în camioane și să pleci și să te întorci.
Este dificil, este dificil. Adevărat, dar în același timp eu am făcut un experiment, chiar dacă noi avem invitații aproape permanente din partea teatrului, am făcut un experiment într-o seară, am stat cu soția pe calculator și am vrut să vedem unde sunt puse în scenă spectacolele Teatrului Stella Popescu și acolo unde am văzut, am sunat pentru a rezerva bilete. Erau deja sările ocupate. Cum, ținând cont că aveți acest dezavantaj, cum ai putea argumenta, să zicem, acest lucru? Care ar fi argumentul pentru public dacă acum ar fi aici lângă noi un spectator? De ce vine să cumpere într-un număr atât de mare bucureșteanu bilete la spectacolele teatrului Stella Popescu? Pentru că avem spectacole bune, e simplu, nu e niciun secret și dacă tot vorbeam de spectacolele de copii, la ora actuală și cu riscul de a se supăra poate colegii mei de la Teatrul Excelsior sau Teatrul Ion Creangă, spectacolele noastre de copii sunt chiar foarte bune și sunt foarte adevărate și vin în întâmpinarea copiilor și au un mesaj foarte bun și copiii împreună cu părinții sunt foarte fericiți pentru că după o oră de spectacol copilul chiar a învățat ceva. Uh-huh. Și noi cam așa ne-am făcut renumele. Da. Și în momentul în care am început și cu spectacolele pentru adulți, public. Da, sună ciudat, dar asta ciudat, e până da, la urmă. Da, nu... pentru spectacolele de seară, să zicem, că în general spectacolele de copii le jucăm la matineu. Lumea e dornică de spectacole bune și până la urmă cea mai bună reclamă este din vorbă în voră, din gură în voră. Așa se spune. Da, publicitatea orală e cea mai... Exact, exact. Da. Și degeaba oricât am postat noi pe Facebook sau eu știu ce reclamă fac cei de la birou de marketing, până la urmă se duce buhul pentru un anumit titlu. Așadar, o să mă adresez celor de acasă care se uită acum la noi. Dacă doriți, o să mă uit acolo e camera, dacă doriți să mergeți la unul dintre spectacolele Teatrului Stella Popescu, luați-vă bilete din timp, rezervați-vă bilete din timp, pentru că nu veți putea merge așa pe ultima sută de metri, cu câteva minute înainte de teatru, de nici nu veți găsi bilete. Și aveți câteva nume foarte, foarte, foarte bune. Acum știu că este ceva în pregătire. Ai un spectacol în pregătire. Despre ce e vorba și când va avea practic premiera? E vorba de Caragiale, de Conul Leonida, față cu Reacțiunea, în regia lui Radu Popescu. L-ați pregătit special pentru BAC, să înțeleg. Să zicem. Dar nu neapărat. Noi ne bucurăm în momentul în care ne întâlnim cu un text atât de valoros și în peisajul teatral actual sunt rare aceste întâlniri pentru că se mizează foarte mult pe texte contemporane, pe texte de comedie bulevardieră, dacă vrei. Gustul publicului s-a schimbat puțin, dar în momentul în care ai șansa să te întâlnești cu un text scris de Caragiale, E o provocare. Joc alături de Ion Haiduc și mai tânăra mea colegă Ana Maria Ivan. Am avut o primă vizionare în urmă cu câteva zile, încă mai avem de lucru. Eu am spus de la bun început la un text de genul Conului Leonida, niciun an de zile nu ar fi suficient ca să ajungi să parcurgi fiecare moment, fiecare stare, fiecare... Este atât de complex și atât de greu textul ăsta. Dar, din păcate, trăim într-o economie de piață și în care nu ne mai permitem să lucrăm la un spectacol un an jumate, doi ani, cum se lucra în anii în care eram eu studentă, de exemplu, în anii 80, cam așa era.
Dar ce să spun, avem, pot să fac o primă invitație la o avantpremieră pe 7 aprilie la sala mică a Palatului Național al Copiilor și cred că premiera oficială va avea loc pe, sigur va fi pe 27 martie? Noi suntem încă martie, martie, da, 27 da. Martie, la Teatru Notara, la sala Lovinescu. E un spectacol special. Sper să fim la înălțimea așteptărilor. Eu mă bucur foarte mult că am apucat să joc Efimița și într-o companie atât de specială cum este Ion Haiduc și... Doamne ajută! Știu că provocările pe care Teatrul Stella Popescu le aduce în fața spectatorilor nu se limitează la spectacolele de teatru. Și în curând veți avea și un spectacol de poezie. Da, ne-am pus așa la oaltă tot și am gândit că ar fi cazul să-l celebrăm pe Nichita Stănescu în preajma aniversării zilei lui de naștere. Spectacolul va avea loc pe 29 martie la Teatru Metropolis. Se numește Aplauze pentru Nichita. Și vrem să aducem puțin, va fi un spectacol care va fi dat și online, să aducem puțin poezia în prim plan, pentru că s-a uitat puțin și s-a lăsat undeva așa foarte, foarte departe. Ori Nichita e un reper și cred că merită să-l facem cunoscut și tinerei generații pentru a fi dus mai departe. Așa este. Și va fi un spectacol care înțeleg eu că va atrage foarte multă lume, pentru că noi aici la Pub Live avem câteva emisiuni dedicate autorilor de carte, dar în special poeților, și aici vorbesc despre Văzul Inimii cu Evelin Croitoru, iar Nichita este prezent aici la noi în prezentările noastre. N-aș putea să spun gata, am încheiat acest interviu fără a te întreba cum e să ai o carieră atât de lungă, pentru că debutul pe care l-ai avut practic în domeniul acesta este de la 4 ani, dacă nu mi-aduc eu bine aminte. Da, anul trecut am aniversat 50 de ani de la debut. Dacă îți vine să crezi, am debutat în Veronica în 1972, a fost premiera. Un film extraordinar, de altfel, pe care da, și un film văzut de generații și generații și generații. Eu recunosc că de fiecare dată când deschid televizorul pe Cinemaraton și e Veronica, spun că mă uit 5 minute și mă uit până la capăt. Nu rezist, este o bucurie. Este o bucurie de la început până la sfârșit. Da, este. E un film la care nu credeam că o să uită și ai mei. Rând pe rând, cei trei băieți ai mei au crescut cu Veronica, întrebându-ne da, ce se întâmplă acolo, dar de ce decorul este așa, pentru că este obișnuiți cu alte efecte, cu... Decorul este fabulos, ce s-a făcut la Veronica, Doamne, merita, și chiar am vorbit de foarte multe ori cu regizoarea, cu Elisabeta Bostan, aș dorea foarte mult să se facă un parc tematic în studioul cinematografic din Buftea. Vorbim asta înainte de Revoluție. Nu s-a putut face, dar dacă erau păstrate acele decoruri, care scenograful se numea Giulio Tincu, un maestru, pot să spun cu mândrie că și-a dat aportul și tatăl meu. Tatăl meu a fost sculptor machetist și foarte multe lucruri le-a gândit și le-a făcut el. Îmi pare rău că s-au distrus toate lucrurile astea, pentru că erau fabuloase și meritau să fie păstrate și văzute de generații. Din păcate, la noi lucrurile se fac cum se fac și uite că tot ce construim dărâmăm și... Dar, într-adevăr, și nu numai decorurile, toată scenografia, costumele erau fabuloase, perucile, măștile. Tot absolut. Dem Rădulescu are un
un rol de asemenea extraordinar. Da. Și este emblematic, foarte... emblematic. Absolut. Deci nu exista un alt actor care să personalizeze un motan mai bine ca el. Eu sunt motanul Dănile, nu deci știu. Deci este absolut fabulos. Sigur. Film sau teatru? Manuela Hărăbor preferă filmul sau teatru? Și. Din păcate, eu am început cu filmul, am preferat ani de zile filmul. Filmul m-a cam uitat, de-abia acum... De vreo câțiva ani de zile am mai primit câteva invitații, în urmă cu 4-5 ani Iosif Demian m-a invitat la Rondul de Noapte. Astăvară am filmat cu filmat într-un film despre Enescu, regia lui Toma Enache, am interpretat-o pe Regina Maria. Și de curând am mai primit o invitație în film, o să vorbim când se va concretiza. Sigur. Dar destul de puțin, așa că la ora actuală mă hrănesc cu teatru. Și bine. Mă hrănesc atât cât pot și cât sunt lăsată. Nu spun că nu mi-aș dori să continui și cu filmul, dar se pare că încă nu am vârsta. Da, cu siguranță noi o să te invităm să participi la ceea ce noi încercăm să facem pentru donarea de sânge, pentru că mi-ar plăcea ca o mamă vitregă pentru cei să interpretez rolul mamei vitrege pentru cei care nu merg la donare și mai ales pentru cei care au de învățat niște comportamente sociale dezirabile. Dar atât pentru astăzi, eu îți mulțumesc foarte mult, Manuela, mare drag. Și abia aștept să ne revedem cât se poate de curând și cu alte noi titluri de spectacole sau filme în care să te vedem. Mulțumesc! Sănătoși să fim și e o totul condiție, merge bine. Doar să nu interpretăm rolul unui bolnav. În rest, sănătoși să fim în realitate. Da, îți mulțumesc bine. Foarte mult! Cu mare drag! Bun găsit, vă spunem! Bun găsit, vă spunem din nou la Portret de Actor. De data asta ne aflăm în fața camerelor alături de actorul Sorin Sandu. Cine este Sorin Sandu? Poate știți, poate nu știți. O parte dintre noi l-am cunoscut prin prisma scenei Teatrului Stella Popescu, spectacolul în care joacă mai recent și roluri importante fiind Ceapa de Aldo Nicolai și Femeia Eterna Poveste. Două titluri foarte diverse, foarte interesante ale Teatrului Stella Popescu. Sorin Sandu, am intrat așa brusc în subiect pentru că publicul când vine în sală, până la urmă, vede o piesă și descoperă niște actori. Chiar zilele acestea vei reveni în Ceapa, nu la sala Arcub, dacă nu așa. Hoțul de Mărgăritare va fi la sala Arcub, nu în Ceapa, iertați-mă, Hoțul de Mărgăritare va fi la sala de la Palatul Copiilor, pentru că vreau să menționez și acest spectacol care mi este foarte drag și care se... Atunci să începem Hoțul de Mărgăritare. Și care se reia acest spectacol liturghie pe care așa numesc eu, spectacol liturghie, pentru că dincolo de faptul că are o temă biblică, tema fiului risipitor, parabola fiului risipitor, chiar felul în care este Amalia Ciolan duce către liturghie, către o stare profundă de spiritualizare, dacă vreți. Acest titlu, Hoțul de Mărgăritare, într-adevăr arată o altă orientare a Teatrului Stella Popescu, care cred eu este unul dintre cele mai diverse ca range repertorial din ce avem în București în acest moment. Vorbeam despre Ceapa pentru că este un spectacol foarte vesel, foarte plăcut, la care sunt convinsă că cine va ajunge va avea bucuria de a-l recomanda și prietenilor. Da, eu sunt într-o soarele și lumina și tot m-au făcut să... Azi dimineață m-am trezit și m-am uitat la soare, nu m-am uitat de mult la răsăritul soarelui. Am văzut un copac, n-am mai văzut, cred că sunt încă influențat de vremea frumoasă de afară. Monsieur Jacques în Femeia Eterna Poveste, într-adevăr o piesă muzicală în care mai mulți actori ai Teatrului Stella Popescu își arată talentele muzicale și nu doar cele de a putea fi bucătar. Da. Și revenind la Ceapa, sunt Orlando, prietenul
care profită de prietenia pe care o are cu acel om potent financiar și omul care profită, prietenul care se bagă pe sub pielea ta, nu e prietenie sinceră, o prietenie interesată, dacă vreți. Dar un actor foarte, un personaj foarte frumos, pentru că fiecare personaj are partea lui de frumusețe, are farmecul lui și indiferent că este un personaj negativ sau pozitiv, îl tratezi cu bucurie și îl tratezi ca și când, sau mă rog, îi dai toate calitățile pe care le poți da unui om. De ce să vină oamenii să vadă acest spectacol? Sunt doi actori invitați, Adrian Păduraru și Alexandra Vesniciuc, și alături de ei întreaga echipa Teatrului Stella Popescu, printre care și Sorin Sandu. Ce are special? Păi să vină pentru acești doi actori frumoși pe care i-ați menționat, să vină pentru poveste, să vină pentru niște momente de relaxare, să se încarce pentru următoarea perioadă, pentru următoarea săptămână, poate pentru următoarele două săptămâni, mai ales în lumea asta plină de stres din toate părțile. Am impresia că cineva parcă vrea să ne mențină așa încordați, iar noi nu ne lăsăm, noi actorii, teatrul Stella Popescu propune momente de relaxare și oamenii să vină să se relaxeze. În general, rolurile pe care le joacă Sorin Sandu în repertoriul teatrului Stella Popescu sunt roluri într-o cheie comică, mai mult sau mai puțin, sau cu o dominantă comică. Da, așa s-a nimerit, cu o dominantă comică, într-o anumită cheie comică. Dacă m-aș duce către Hoțul de Mărgăritare, acolo nu mai este un rol comic, ba dimpotrivă, merge către dramă. Nu cred că aș alege să merg doar pe o zonă, doar într-o cheie, doar într-o notă. Îmi place această diversitate și chiar profit din plin de câte ori am ocazia să sondez tot ce poate fi sondat. Să ne întoarcem puțin spre trecut pentru cei care nu-l cunosc pe Sorin Sandu, pe actorul Sorin Sandu. Cum a venit decizia de a face teatru? Ha, și să fiecare actor cred că are o poveste. Unii zic, domne, nu, am ales eu teatru, teatru m-a ales pe mine. Nu știu cum a venit. A venit pur și simplu. La un moment dat mi-am dorit să fiu actor. Am văzut niște actori frumoși în niște filme și am zis, băi, cum e viața asta de actor? După care, ușor, ușor, am început să-mi găsesc motive. Adică în momentul în care am și intrat la teatru, deja teatrul a devenit mai mult decât o vocație, mult mai mult decât o meserie, pentru că nu e doar o meserie, a devenit o cale spirituală. Adică încep să-ți găsești argumente în plus pentru a da dimensiunea pe care, cu care vezi tu această zonă, această cale pe care mergi. Dar efectiv m-am gândit la un moment dat că mi-ar plăcea, am văzut un actor care mi-a plăcut, am zis asta mi-ar plăcea să fac. N-am avut curaj să mă duc din prima la teatru, am făcut destule volte până am ajuns eu la teatru, am trecut pe la Politehnică, am mai vorbit la un moment dat de treaba aceasta. Și într-un final am ajuns la teatru prinzând acel curaj, pentru că mi-era teamă de eșec și am zis, dacă nu intru, ce se întâmplă cu mine, ce se dă? Asta era. Ușor, ușor am prins curaj, m-am dus, am intrat la teatru și iată-mă. Care au fost personalitățile care l-au format pe Sorin Sandu în facultate și în perioada imediată? Păi a fost profesorul meu de clasă, domnul Gelu Colceag, un pedagog excepțional, un om cu care am și lucrat de altfel în timpul studenției în niște spectacole, ca student, în roluri micuțe, dar pentru noi studenții era o mare bucurie. Apoi mi-a fost profesor și regretatul Doroana, domnul Radu Gabriel, de asemenea, pe zona aceasta de caragiale și pe comedie, doamna Valeria Sitaru, iarăși, adică au fost profesori care s-au rotit la grupele pe care se constituiseră în clasa noastră de 30-31, cred că eram la momentul în care am intrat în facultate. Ești de ceva timp actor al Teatrului Stella Popescu. Cum este acest colectiv relativ mic al teatrului? Ce are el special? Pentru că, așa cum poate cei care ne văd nu știu, înainte de Teatrul Stella Popescu a fost Teatrul Masca mai mult timp. A fost Teatrul Masca mai mult, sigur, și acolo era vorba de o anumită intimitate, pentru că ne cunoșteam foarte bine cu toți colegii. Regizorul, directorul teatrului, ne cunoștea foarte bine și ne distribuia domnia sa, regizând majoritatea spectacolelor, și ne distribuia de fiecare dată pe câte un alt rol, chiar ne spunea, vezi că aici faci cum faci dincolo, vezi să nu fie în aceeași zonă.
Dar revenind la Teatrul Stella Popescu, este un teatru mic, un teatru intim, un teatru unde prietenile se leagă repede, un teatru unde te simți bine, bine primit. Cam asta are intimitatea aceasta, care este foarte, foarte benefică pentru actor în grupul în care, în care activează. Are spectacole foarte bune, Teatrul Stella Popescu, are de toate. Care acum, iată, se joacă pe toate scenele din centrul Bucureștiului, așa că nu aveți decât să vă uitați pe site-ul teatrului nostru și să vă întrebați unde ne găsiți diseară sau mâine sau în următorul weekend. Asta este și un, adică pornind de la un dezavantaj, faptul că nu ai un teatru unde, pentru că este situația care se știe probabil cu teatrul, nu se poate juca în sala respectivă, acest dezavantaj s-a transformat în avantajul de a juca pe mai multe scene ale teatrelor bucureștene, de a fi mai vizibil, de a fi bine primit de publicul specific fiecărui teatru și asta arată că ești pe drumul cel bun. Într-adevăr, avem de spus ceva nou, pentru că în această iarnă Teatrul Stella Popescu a colaborat mai apropiat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, realizând două spectacole în care este implicat și va fi implicat Sorin Sandu. Unul s-a jucat deja, unul urmează, este în pregătire, este în repetiții pentru primăvară, a 12-a noapte. Cum este să joci din nou cu cei care sunt studenți? Să-ți aduci aminte de studenție, chiar este, să știți că este chiar foarte interesant, pentru că cumva te regăsești în acești oameni. Ei sunt foarte talentați, sunt actori, sunt deja actori, chiar dacă ei în continuare merg la master, la facultate și la regie și la actorie, dar de multe ori mă văd pe mine, cum eram la început, de multe ori îmi aduc aminte de neputințele mele, îmi aduc aminte de momentele mele frumoase, dar sunt oameni adorabili, acești tineri actori, sunt actori foarte buni, chiar este și cumva... să zicem că viața te rodează, te și anchilozează câteodată și revenind în grupul acesta tânăr, parcă m-ai prins un pic din revin la tinerețea de la început. Acest entuziasm pe care l-au toți în studenție și mănâncă norii, rup ziduri în fața lor, nimic am nu văzut poate treaba asta la acest copii. Entuziasm există la acești copii. Absolut, absolut. Se pierde într-adevăr, vrând nevrând, acest entuziasm de-a lungul carierei? Nu că se pierde, se mai diminuează, pentru că ești uneori, te lași, intri în vâltoarea vieții, intri în vâltoarea societății, nu poți să fii rupt de societate. Din potrivă, tu ca actor prezinți, ești oglinda societății. Asta ne spune domnul Shakespeare de cât de multă vreme. Și asta și facem. Și tocmai de aceea, pentru că uneori ești prins în vâltoarea acestei societăți, uiți de acel entuziasm, dar este foarte bine că viața ți-aduce aminte de el și te pune în compania unor oameni tineri care ți-aduc aminte. Nu uita să fii copil, nu uita să fii tânăr. Și într-adevăr, parcă încep să fii mai entuziast, mai plin de bucurie. Eu să știți că încă am rămas la... Încerc să mă desprind un pic, e ca o replică pe care n-ai dat-o bine în spectacol și încă nu poți să te desprinzi foarte repede. La acel moment în care, în loc să vorbesc despre Femeia Eterna Poveste, m-am dus în rolurile celelalte din Ceapa și din Hoțul de Mărgăritare, care iarăși îmi sunt foarte dragi și pentru că poate ăsta este și motivul pentru care m-am dus direct acolo. Încă încerc să-mi revin din acea replică nedată bine la începutul spectacolului. Da, ideea este că această trecere dintr-un teatru în altul, dintr-o scenă în alta, din registre actoricești foarte diferite, care, iată, dau până una alta personalitatea Teatrului Stella Popescu, această diversitate cu totul și cu totul deosebită, toate acestea pot fi transformate într-un avantaj. Sigur. Sorin Sandu, actor, Sorin Sandu trecând din Ceapa în Femeia Eterna Poveste, în rolurile cu studenții de la UNATC, iarăși aici sunt sigură că nimeni dintre cei sau foarte puțin de cei care ne urmăresc știu o altă latură a personalității omului de cultură, Sorin Sandu, și anume că este, din câte știu eu, singurul sau cel mai important traducător în limba romanii,
a unor piese de teatru românești, în cazul nostru Noapte furtunoasă de Caragiale, a unor poezii de Eminescu, de Nichita Stănescu în limba romanii. Despre ce este vorba pentru un public care nu și-a imaginat că există așa ceva, cum am fost și eu atunci când am aflat prima dată? N-aș spune că sunt singurul traducător în limba românii, mai sunt traducători, este o mână, dacă vreți, de traducători în limba românii. Sunt oameni care sunt pasionați de această limbă și încearcă să pună această limbă acolo unde consideră ei că îi este locul. Acest lucru încerc și eu să-l fac, considerând că limba românii este și o limbă a poeziei și o limbă a dramaturgiei și prin traducerile pe care le fac, cumva încerc să demonstrez și acest lucru. Dincolo de alte demersuri pe care poate le vom detalia, nu știu, acum sau în alte, cu alte ocazii. Da, am tradus O noapte furtunoasă, un spectacol pe care l-am și jucat în urmă cu poate asta niște... este personalitatea, faptul că de aici, la traducere se ajunge la jucat și anume publicul are un contact direct, că până la urmă restul publicului nu poate avea contact printr-o carte scrisă într-o limbă străină. Dar aici aș putea să spun, să nu fiu chiar modest și să spun că am înregistrat o premieră, da, sunt primul care a tradus O noapte furtunoasă în limba românii și apoi a pus-o în scenă cu un grup de colegi actori din Roma, actori profesioniști, oameni foarte entuziasmați de idee, l-am jucat vreo 3 ani de zile, de fiecare dată îmi face plăcere să discut despre acest spectacol. Este un demers pe care prin intermediul unei asociații culturale încercăm să-l dezvoltăm. Ne-am propus noi la momentul respectiv să traducem pentru început întreaga dramaturgie a lui Caragiale în limba românii. O scrisoare pierdută este în lucru de mult timp, dar este în lucru. Câteva piese de teatru scurt. Ați și avut ca public persoane care înțelegeau limba românii, vorbeam mai devreme despre un spectacol mai special în aer liber pe care l-a ținut pe lângă Mangalia, să spunem și celor care ne ascultă despre asta. Da, este un spectacol cu care am avut foarte multe bucurii, iar acel l-am jucat în multe teatre din țară, au fost organizate evenimente. Iar acest spectacol de lângă Mangalia, undeva într-un loc unde fusese o fermă în urmă cu 20 de ani, la vremea când am jucat noi, am jucat acolo în aer liber, ne-am improvizat noi niște culise, aveam niște reflectoare, era foarte frumos pentru că era lună, începea luna să fie din ce în ce mai luminoasă, în spatele trau câinii, erau niște rufe pe o sârmă, era un cadru absolut fantastic. Iar bucuria oamenilor a fost una dintre cele mai pure bucurii pe care le-am simțit de când sunt eu actor, pentru că erau oameni care nu mai văzuseră o piesă de teatru și acum o vedeau în limba lor. Erau nu numai oameni de etnie romă, erau și oameni care nu erau de etnie romă, români acolo, dar care cunoșteau limba pentru că erau foarte mulți romi și învățaseră. Erau consăteni. Exact, exact. A fost una dintre cele mai pure bucurii pe care le-am simțit, pentru că îi vezi pe oamenii aceia care se bucură sincer ceva. Și care nu aplaudă pentru că știu ei că la teatru se aplaudă și așa mai departe. Chiar oamenii au fost o bucurie sinceră și cu atât mai mult acel demers și-a atins obiectivele și-a atins scopurile acela de a promova limba românii, de a promova teatrul în limba românii în țară și de ce nu. Iată un aspect foarte special pe care nu voi ezita să-l abordez de câte ori stau de vorbă cu Sorin Sandu, pentru că mi se pare foarte interesant să acorzi accesul la cultură, la teatru, în cazul nostru unei palete cât mai largi de persoane, pentru că teatrul nu este doar pentru o elită. Absolut. Iar teatrul Stella Popescu cred că demonstrează foarte bine acest lucru, având și piese extrem de sofisticate și cu regii complexe și care cer o anumită cultură pentru a le decodifica, cum a fost Ecvus, cum este Barba Albastră, dar și piese de public, cum sunt cele pe care le recomandam mai devreme. Așadar, în următoarele săptămâni, Sorin Sandu, invităm publicul să te vadă, deci în Monsieur Jacques din Femeia Eterna Poveste, în Ceapa, spectacolul Ceapa, un spectacol absolut minunat, Hoțul de Mărgăritare, spectacolele acestea cu studenții, între care unul se joacă și care...
care bucură foarte mulți oamenii, apoi repetițiile pe care le facem cu celălalt spectacol în colaborare cu UNATC, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, proiect al teatrului cu această UNATC. Sunt mai multe spectacole, niște spectacole de poezie vom avea la un moment dat. Este bine că s-a terminat pandemia, este bine că reușim să încurcăm spectacolele între ele de multe ce avem. Doamne ajută să joci așa de multe încât să încurci doar denumirea, nu să te duci la un spectacol și să știi că joci altceva. Da, într-adevăr, în încheierea interviului nostru am să-ți fac și un cadou din partea Teatrului Stella Popescu, o cană cu numele tău pe care să... Mulțumesc, mulțumesc care foarte să-ți mult. Să-ți amintească cum te cheamă, dacă uităm care este spectacolul în care jucăm, dar nu este asta niciun fel de problemă, trebuie să păstrăm nota comică pentru că lumea până la urmă vine la teatru și se uită ca să plece și cu un zâmbet în colțul. Mulțumesc foarte frumos, foarte mult. Este cu atât mai valoroasă cu cât este portret de actor, cu cât este prima cană pe care se află numele meu. N-am primit până acum o cană cu numele meu și Teatrul Stella Popescu și Pub Live. Mulțumesc tare mult. O să beau un ceai așa fierbinte, îndulcit cu miere, pentru că nu beau cafea. N-am mulțumim, cafea, Sorin Sandu. Ne revedem mai târziu. Toate cele bune. Bun găsit la un nou portret de actor al Teatrului Stella Popescu. Alături de mine în studio, Ana Maria Ivan. Bună ziua! Bună ziua! Mari, în Femeia Eterna Poveste, regia Atila Vizaur, Lucia, spectacolul Ceapa de Aldo Nicolai și Clarice, în Dragostea celor trei portocale, ca să-mi amintesc când te-am văzut prima dată, Ana Maria Ivan. De asemenea, Anatomia unui clișeu, alături de Crina Matei, sunt roluri importante pe care le-ai jucat în ultimii 3, 4, hai să zicem 5 ani. Cu ce ai vrea să începem? Ce joci în această perioadă mai mult? Cred că Anatomia unui clișeu e cea mai recentă premieră și spectacolul în care mă simt foarte bine și pot fi văzută cu tot ce am acumulat în anii ăștia, adică de când am fost angajată și până acum simt că s-au acumulat câteva... Bine, s-au pus acolo rolurile, s-au sedimentat și atunci în Anatomia unui clișeu cred că e un moment born pentru mine ca actriță. Alături de Crina Matei, o actriță experimentată a Teatrului Stella Popescu, dar care știe să fie o bună parteneră. Deci absolut, ce? Este un partener excepțional, e un partener generoasă cu care chiar m-am înțeles foarte bine și repetițiile au fost plăcute și mi-era drag să vin la repetiții de fiecare dată. Îi spuneam și domnului director că dacă ar fi fost vorba să rămânem să dormim acolo, puteam să facem și asta liniștit. Este un text mai puțin cunoscut. De ce ar trebui să vină publicul la Anatomia unui clișeu? Ce este special la această piesă, la acest text? Pentru că cred că poate să cunoască două dintre actrițele Teatrului Stella Popescu și pentru că este un spectacol puternic, un mesaj puternic, pentru că se cântă foarte bine și aș putea să... Adică sunt modestă, dar în același timp realistă și știu cât s-a muncit. Pianiștii de asemenea sunt și ei valoroși, Alexandru Burcă și Nicolae Dumitru, regia Cris Simion, Maria Miu este scenograf, adică a fost o întreagă echipă. La acest spectacol, un spectacol în două personaje, un alt tip de spectacol în care Ana Maria Ivan are un rol important, de data asta fără să cânte, este Femeia Eterna Poveste, deși vorbim despre o piesă care are multă muzică în ea. Acolo a fost un scenariu produs pentru această reprezentație, un scenariu în care ai un rol foarte bine definit. Cum te-ai împrietenit cu acest rol? A fost chiar o bucurie pentru mine să aflu că teatrul are nevoie în continuare de mine și după Dragostea celor trei portocale am fost din nou contactată. Și cred că a fost unul din spectacolele în care am confirmat, poate încă o dată, și atunci am convins întreaga direcțiune că aș merita un loc în teatru. Și pentru asta îi va fi permanent recunoscătoare acestui spectacol, pentru că mi-a dat șansa să mă
arăt în toată splendoarea. Toată splendoarea actoricească. O altă postură în Ceapa de Aldo Nicolae, o comedie pe care publicul o poate vedea chiar în aceste săptămâni pe scenele teatrelor din centrul Bucureștiului. Ceapa e un spectacol care are o echipă foarte bine sudată și un spectacol care ne-a purtat prin țară și la care de fiecare dată vin cu plăcere și e o bună dispoziție permanentă și în culise și cred că și pe scenă și cred că asta ajunge și la spectatori. Am lucrat foarte bine și cu Dan Tudor și cu Florin Fieroiu atunci de mult, sunt deja câțiva ani, dar e o amintire chiar foarte plăcută. Cum e acum să fie atât de multe spectacole, atât de multe reprezentații, să nu vă găsiți loc în agenda față de cei 2 ani și ceva de ezitări? Chiar vorbeam cu părinții mei despre aspectul ăsta, tata a fost de curând în București și a venit să vadă noul sediu, a venit să vadă unde s-a mutat teatrul ăsta la Popescu și era complet încântat și ne-am dat seama că e o oportunitate, faptul că jucăm în alte, în diferite săli, care au deja un public al lor și în care culmea, spectacolele chiar s-au integrat foarte bine. Mi se pare un exercițiu foarte, nu dificil, dar să poți să integrezi un teatru într-o sală de spectacol și să rămână fidel și regiei și scenografiei și să pară că e de-al locului. De altă parte, iată că trăiți atmosfera de turneu în fiecare seară, în fiecare zi, în fiecare săptămână. Și mi se pare foarte frumos. Și fiecare scenă are vibrație diferită și la Arcub, spre exemplu, e o atmosferă foarte specială. La Metropolis, de asemenea, la Notara, la fel. Sunt niște săli cu o energie foarte, foarte plăcută. Pentru mine, cel puțin, e o experiență foarte, foarte benefică. Repeți acum în distribuția unui spectacol cu studenții UNATC a 12-a noapte, care se va fi prezentat publicului în această primăvară. Cum este să joci alături de studenți când nu ești prea departe de anii studenției? E o provocare pentru mine, mai ales acest text și mai ales acest rol, pentru că l-am mai jucat la licență în regia lui Mihai Constantin. Și același rol, Maria, și bineînțeles că sunt niște resurse interioare la care trebuie să apelez, să nu-mi repet mijloacele și în același timp să am aceeași poftă și de a redescoperi și de a fi fidelă textului, care e un text foarte bun și care cred că are un spirit al lui și pe care cred că ar trebui să mizăm. Studenții sunt altfel, au alt entuziasm? Te simți un pic altfel decât cei de distribuția studențească? Sau nu încă? Nu mă simt altfel. La repetiții sunt la fel de ludică și îmi doresc să construiesc, doar că cred că pandemia și felul în care au avut loc cursurile în această perioadă i-au afectat puțin, în sensul că nu știu exact cât de relevant este teatrul online și actorie online, regie online. Și atunci cred că au nevoie de puțin mai multă disciplină, poate, și să conștientizeze asta, faptul că li s-a întâmplat, nu e vina lor, dar că trebuie să tureze puțin motoarele. Cred. N-aș vrea să pară că am ajuns că ești profesoară. Nu. Ajungând la această întrebare, nu ești foarte departe în momentul când ai ieșit de pe băncile UNATC-ului. Ce personalități te-au marcat cel mai mult în această perioadă a formării profesionale? Cred că domnul profesor Paul Chiribuță a fost un pedagog și foarte strălucit, în sensul că a reușit să formeze o echipă cu care am mers mai departe și la master și pot să mă mândresc că din 15 colegi, aproape 12, 13 sunt deja angajați în teatre din țară, adică cred că cumva o promoție puternică. Puternică și în continuare suntem uniți, am colegi care au plecat în Franța și sau în Anglia sau și ne vedem de fiecare dată, au trecut 8 ani și când cineva are premieră, reușim să ne vedem și să ne unim. Și asta mi se pare foarte important. A mai fost Răzvan Mazilu, iată, care a regizat Sunetul Muzicii, care pentru mine este un
spectacol reper. De fiecare dată când mă întreabă cineva care e spectacolul de suflet, acela e. Și cred că are toate elementele, în sensul că este un musical în care este foarte puterea dragostei. Are tot ce trebuie și are tot ce trebuie, n-aș fi întrebat despre spectacolul de suflet, dar aș fi întrebat despre musical. Dar peste asta are și avântul și prospețimea pe care aveam atunci în a aborda un proiect, era musical, era prima oară când lucram cu orchestră, cu dirijor și îmi spun asta pentru că anul acesta s-a reluat și este la fel de proaspăt și același sunetul muzicii la opera comică pentru copii. De fiecare dată, poate mă repet, parcă e o șansă să devii un om mai bun, efectiv să-ți reamintești că faci meseria asta ca să poți să transmiți. Iar acolo ce rol ai? Sunt o măicuță. Înțeles. Măicuța Berta e cea care nu e neapărat de acord cu Maria și o susține să-și vadă mai bine de drum în lume. Contactul cu musical, spuneai mai demult, a fost prin Dansează Liber la Teatrul Metropolis, dar ai jucat și în We Will Rock You, la Sala Palatului, în School of Rock, la Opera Comică pentru Copii. Cum este să joci musical? Te-ai pregătit în acest sens, în mod special, sau așa a mers viața? Muzica a fost mereu importantă, chiar foarte importantă pentru mine. Și atunci, chiar și când am dat la facultatea de actorie, mi-am dorit cumva să pot să învăț să transmit mai bine ce am de cântat. Prin cântec. Prin cântec, prin a învăța de a înțelege ce spun printr-un cântec. Și atunci, cred că în musical toate astea se leagă. Este o mobilizare a mijloacelor, cum nu cred că este în vreo altă formă de artă. Adică trebuie să cânți, să joci, să dansezi, tot într-o perfectă armonie și un pachet perfect, fără fisură. Și cred că atunci răsplata e și de partea ta, dacă, bineînțeles, e o performanță, dar și de partea spectatorilor, care au parte de un show. Ai avut o pregătire muzicală sau pur și simplu te-ai apropiat de muzică intuitiv? Am fost ghidată încă de micuță de părinți la Școala Populară de Artă și am schimbat diferiți profesori. Cred că printre cele mai, apropo de persoane care m-au influențat cumva, sau la Ana Cebotar, cea cu care chiar am lucrat la Anatomia unui clișeu pe partea muzicală, cu ea m-am întâlnit și toate metodele de până atunci s-au încununat și de la ea cred că mi s-au decantat puțin lucrurile și nu pot să spun că am o tehnică neapărat a mea, dar întotdeauna mă întorc la vocalizele primite de la ea și la sfaturile de la ea și deci nu a fost neapărat un training profesionist, da, ci o dar mă apropii și e un vis al meu să poate să am și o dublă specializare, să termin și conservatorul. Mai întâi trebuie să-l încep, bineînțeles. Dar așa cum se știe, poate în România o școală de musical efectiv la nivel superior nu există, dar există oameni pasionați de acest gen și care fac tot mai mult în această direcție. Ce ți-ar plăcea să ți se ivească în carieră, să mai joci în musical? Mă fascinează foarte tare toate poveștile astea Disney și toate montările astea magice, cumva. Îmi place... lucrez momentan la opera comică, tot așa, într-un musical. Am scris un musical pentru copii. Nu știu exact acum, chiar în momentul ăsta, să spun un personaj care m-ar... uite, spre exemplu, din Funny Girl, mi-a plăcut foarte mult personajul. Am văzut filmul, mi-aș dori să merg să-l și văd pe Broadway. Cum este atmosfera în trupa teatrului Stella Popescu, ca să ne întoarcem acolo? Cum este atmosfera din culise? Cum este atmosfera între voi? Sunteți totuși actori relativ tineri, dacă ne raportăm la alte teatre din București. Are ceva specific această echipă? Dacă stau bine să mă gândesc, trei dintre colegii noștri sunt tătici și are trupa, nu știu să spun, sau eu în relație cu trupa, există o familiaritate și o liniște și o căldură și anul trecut a fost presărat cu foarte multe deplasări,
care chiar cred că ne-au unit și ne-au făcut să ne deschidem unii față de ceilalți și pe această cale apelez la cine programează spectacolele din țară, sunt foarte benefice pentru trupă și bineînțeles că cred că și pentru teatru e bine ca lumea să ne cunoască, nu numai București. Într-adevăr, atmosfera aceasta de turneu pe care o avem în cadrul orașului București, umblând de pe o scenă pe alta, este bine să se concretizeze și în turnee reale, fie absolut, că sunt în țară, fie că sperăm în toamnă să Teatrul Sala Popescu să ajungă la Chișinău cu mai multe titluri din repertoriu și, de ce nu, și mai mult. Până la urmă, anul trecut, la Expoziția Mondială din Dubai, o echipă a Teatrului Sala Popescu a fost prezentă la Expoziția Mondială. La Alba Iulia, la fel, a fost un festival în țară, la care ne-am simțit foarte bine. Locuri. Deci, turneul înseamnă mult pentru un actor aflat în prima parte a carierei, adică această este obositor să mergi în turnee, într-adevăr. Dar are ceva stimulativ? Bineînțeles. Da, cred că îmi place să folosesc asta, o mobilizare a mijloacelor și îmbini plăcutul cu utilul, adică există, bineînțeles, partea asta în care trebuie neapărat să te concentrezi pentru spectacol, dar, nu știu, deplasarea și tot ceea ce îți oferă o excursie alături de colegii tăi, face să se lege altfel lucrurile. Așa că, da, a fost o perioadă frumoasă și chiar și cred că o să mai continue, ne dorim ca Teatrul Stella Popescu să ajungă la cât mai multă lume și din țară și cât mai mulți spectatori din București să vină la spectacolele noastre. Ana Maria Ivan, vreau să mai vorbesc despre un singur lucru, o provocare care vi se va aduce în luna martie, un spectacol de poezie. Da. Ați aflat de curând despre el, va fi la sfârșitul lunii martie, un spectacol Nichita Stănescu, în care toată această echipă, toți acești 8 actori ai Teatrului Stella Popescu, care sunt acum, să spunem așa, membrii permanenți ai trupei, vor încerca să prezinte fiecare prin mijloacele personale aspecte, fațete ale personalității poetice a lui Nichita Stănescu. Cum, ce relație ai cu poezia asta înaintea acestui experiment pe care îl vom face împreună? Țin minte că în perioada în care căutam poezii pentru admitere, eram tare pasionată de Nichita și chiar eram la cursurile Teatrului Ariel și aveam, ce bine că ești, ce mirare că sunt, e întâmplarea ființei mele. Era una dintre poeziile pe care toată lumea o alegea, pentru că cumva cred că are ceva, un filon universal și toată lumea simte să așa cum culeagă de acolo. Vor să fie Nina din Pescărușul de Cehov, așa se întâmplă. Ăla a fost la fel, primul monolog la care m-am uitat și am zis, da, sigur. Nu, numai tu, majoritatea tinerelor actrițe. Deci așa și cu Nichita Stănescu ajungem la ce bine că ești, va trebui să tragem la sorți această poezie, să vedem cine o va spune, pentru că vom face o abordare, să spunem, mai democratică, din care va avea un număr de, nu va putea, nu veți putea spune toți ce bine că ești, ce mirare că sunt. De altfel, Nichita Stănescu are poezii extrem de frumoase. Întrebarea era, oare pentru un actor poezia se rezumă de cele mai multe ori la acea poezie pe care o caută pentru admitere, după care dispare? Nu. Chiar anul trecut am avut o perioadă în care am mers în anticariate și am luat, nu știu, Minulescu, Ana Blandiana, Blaga, Vlahuță, tot ce am prins, Grigore Vieru, tot ce am prins, pentru că și am citit, primăvara mi se întâmplă treaba asta, să citesc foarte multă poezie și să îmi iau timpul ăsta, adică seara înainte de un loc de un serial pe Netflix, să răsfoiesc poezii. Doar că mă vulnerabilizează foarte tare și cred că după o perioadă le las ca să mă întorc. Îmi dau seama că chiar sunt, citesc și mă emoționez și mi-aduc aminte de setea cu care căutam în liceu o poezie și eram, asta este, așa, vreau vom să spun. Vom încerca să inducem publicului Teatrului Stella Popescu și această atracție redescoperită către poezie pe care
simt că o are orice actor valoros. Și important, e ca o pastiluță de emoție, de iar primăvara nu, cum spuneam, va absolut, fi martie. Absolut. Avem ploaie de martie, antenuțele activate. Ce bine că ești, toate antenuțele activate. Sperăm că acest spectacol va fi o reușită și va arăta publicului o altă fațetă a Anei Maria Ivan, doamne, care va lua la un moment dat și chitara în mână și sperăm noi să cânte ceva din repertoriul pe versuri de Nichita Stănescu. Mulțumim mult de tot, am la final să-ți fac acest dar din partea gazdelor noastre și din partea teatrului. Este o cană portret de actor Ana Maria Ivan, mulțumesc frumos, pe care o vei putea lua acasă și... Fiecare dimineață beau două cafele, cel puțin, ca să pot să încep dimineața cum se cuvine, așa că... Acum... Putea să-ți deau și cana mea, dacă vrei, dar trebuie să o mai păstrez, pentru că mai am câțiva invitați. Mulțumesc! Dar mulțumesc, negociem la final, dacă ai nevoie de a doua cană de cafea. Mulțumim, ne reauzim, să ne reauzim cu bine! Bun găsit, revenim în această seară cu seria de portrete ale actorilor Teatrului Stella Popescu. Începem așa cum v-am obișnuit, fie să începem, fie să terminăm, cu gestul simbolic de a-i oferi lui Cătălin Frăsinescu o cană cu propriul său nume. Mulțumesc. Care apare pe foarte multe afișe ale Teatrului Stella Popescu. În ultimii ani, publicul din București a ajuns să asimileze într-o bună măsură în lui Cătălin Frăsinescu cu cel al Teatrului Stella Popescu, al cărui angajat este de peste 5 ani, dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte exact. Bună seara, dar cred că s-au făcut cam așa. Încerc să nu țin contul anilor. Viața merge înainte și ne desfășurăm activitatea așa, voia sorții. Într-adevăr, acum pornim discuția de la Teatrul Stella Popescu și încerc să pornim discuția din prezent, pentru că avem o istorie. Acum 5-6 ani Teatrul Stella Popescu era un copilaș, acum nu mai este, a pornit către școală și cea mai recentă premieră a Teatrului Stella Popescu este foarte îndrăzneață. Se cheamă Coq de Mike Bartlett și Cătălin Frăsinescu, tânărul actor Cătălin Frăsinescu, joacă rolul tatălui, da? Nu tatăl care spectatorii bucureșteni îl văd la Teatrul Bulandra, un tată puțin mai tânăr, un tată pus într-o situație foarte specială. Cum este să joci în Coq? Da, a fost o provocare pentru mine. Am ajuns așa ușor, ușor, se pare, și la vârsta la care încerc ușor, ușor să tatonez zona vârstelor mai profunde de roluri, cum e acest rol care a fost o provocare pentru mine când mi s-a propus tatăl din Coq de Mike Bartlett. N-a fost așa o surpriză, ca să zic, personajul. Când m-am întâlnit la lectură cu textul, mi-a plăcut din prima, eu apărând la final așa cumva, mi s-a părut un tată care, eu fiind tatăl a doi copii, și sunt în perioada în care fiica mea are 12 ani jumate spre 13, e perioada aia în care începe să hormonii să o ia puțin corcora. Și atunci, cumva, analogia mea personală, neavând experiența din piesă, am încercat să o duc într-o altă zonă, să fac analogiile mele personale și, cumva, oarecum, cred eu că, așa, cu modestie, am reușit să mă apropii de rolul tatălui, chiar neavând, totuși, vârsta din piesă, care e undeva la 50 ceva de ani, dar... Cred eu că... M-aș referi puțin la vârsta publicului căruia îi se adresează această piesă. E un subiect interesant, în același timp e un subiect pe care eu am copii mai mari, tu puțin mai mici, într-adevăr domină această generație de 20-30 de ani. Da. Crezi că acest public ar privi cu plăcere această piesă? Eu cred că e o piesă care în momentul ăsta atacă o problemă care există în societatea noastră, care există cumva
nu știu, e momentul ei, să zic așa, mai de demult, prezent și probabil încă în viitor. Eu, nu știu, am auzit și la fiica mea problema asta la 12 ani jumate, în clasa ei deja, copiii de vârsta asta, numai pe asta se axează, adică e o problemă, problema sexuală e... Acum e momentul. Să-i lămurim pe cei care poate n-au văzut piesa și nici nu au ascultat celelalte interviuri. Este vorba despre Cătălin Frăinescu, rolul tatălui unui cuplu, tatăl unuia dintre membrii unui cuplu gay, care are, fiecare parte au o experiență, nelămuririle lor și îndoielile lor. Da. Și latura asta, care e foarte importantă și pentru noi adulți în viață și pentru oricine, e, cred că piesa merge fix către tineri și e lămuritoare cumva, adică în a fi liber, în a-ți exprima sentimentele liber în public și a-ți spune opiniile fără jenă, pentru că și pe de altă parte, dar nu fi liber doar de dragul de a fi liber, exact, pentru că așa e la modă. Exact. Și atunci, și mi se pare că iubirea e pe primul plan, mai ales că în piesa asta e cumva, se constrânge în a nu-ți exprima niște lucruri, adică așa reiese din punctul meu de vedere. Lăsa neexprimate anumite. Exact. Și aspecte. Atunci mi se pare că e foarte directă piesa și actuală în societatea noastră. Pentru că ajunsesem la ideea că rolul pe care îl joci este rolul tatălui. Ai avut ocazia să joci pentru copii și acasă, înțeleg, dar și pe scena teatrului Stella Popescu, unul dintre rolurile cele mai importante este cel din Micul Prinț, aș spune. Da. Și în alte piese pentru copii. Cum te înțelegi cu publicul de copii? Foarte bine. Mă înțeleg cu publicul de copii prin copiii mei de mici. Adică de când ai mei erau mici, făceam spectacole cu ei acasă. Eu jucând pentru copii dinainte de a avea pe ai mei, începând la Teatru Creangă și continuând cu ai mei și continuând viața artistică cu spectacole de copii. Eu cred că mă înțeleg minunat, e o experiență, un alt tip de experiență, spectacolele de copii și teatru pentru copii. În general sunt mult mai atent cu ei când am spectacole pentru copii. Întrebările lor, și am observat asta și prin ai mei, după spectacole pe care le-am avut eu, unde au fost invitați ai mei, mi-au pus un gen de întrebări unde am fost surprins. Întrebările erau venite din partea lor, erau foarte pertinente pentru vârsta lor și surprinzător pentru mine, unde nu mă gândisem la genul ăla, cum abordasem eu personajele sau așa, și atunci, nu știu, am senzația că nu-i poți păcăli cu absolut nimic. Într-adevăr, și sunt un public foarte sincer, foarte sincer, foarte direct. Și foarte concentrat la ceea ce se întâmplă. Nu-i pierzi, dacă ai pierdut, ei pierdut, nu-i mai reprins, dar sunt foarte atenți și înțeleg tot. Și mi se pare că chiar ieri am avut Micul Prinț și a fost colegul nostru Cristi Neacșu cu fata lui, care nu știu, cred că are în jur de 5 ani, și a pus niște întrebări, de ce vulpea, care, nu, și Cristi Neacșu a zis, nu, că încearcă o relație, nu, e mai mult decât atât, că cred că vor să încerce o relație de prietenie, de dragoste, cred, și eram... Omul la 5 ani înțelegi metaforele mai direct și mai profund decât o imagine. Mai au copiii să stea la teatru după atâta social media pus în fața lor de la momentul în care pot să țină ceva în mână? Eu cred că da. Eu cred că e chiar o decuplare de la social media și cred că telefoanele mobile și PlayStation-ul și toate chestiile astea, cred că ocupă un loc, dar cred că teatru e pur și ca și joacă afară. Ai mei, spre exemplu, sunt foarte... Mergem afară? Nu, nu vrem să mergem afară. Ne jucăm? Nu, nu avem chef. Dacă îmi discot afară, gata. Așa stăm, și teatru, mergem în casă? Nu, mai stăm afară. Așa și cu teatru mi se pare că e același lucru. Mergem la teatru? Nu prea avem chef. Și când ajung la teatru se cuplează acolo și sunt numai ui și urechi și după aia mergem acasă. Mai e vreo piesă pe undeva? Nu, mai mâine, săptămâna viitoare. Ok, bine. Și după aia se reîntorc. Deci teatrul pentru copii continuă să fie o atracție importantă. Teatrul Stella Popescu, de altfel, are multe piese pentru copii interesante, originale, nu neapărat poveștile bine cunoscute.
Și invităm pe cei care ne privesc să-și aducă copiii, dar să vină împreună cu ei, pentru că este un teatru foarte serios, teatrul pentru copii. Eu cred că chiar vreau să completez, din ce am văzut eu în teatrele bucureștene, fără falsă modestie, cred că Teatrul Stella Popescu are unul din cele mai bune spectacole de teatru pentru copii în momentul ăsta. Da, pentru că nu sunt neapărat cunoscutele povești al lui Cazăpada, Scufița Roșie și așa mai departe, sunt piese originale și care pun la contribuție și mintea copiilor mai mult decât povestioarele pe care le știu de la bunici și părinți. Ieșind un pic din această zonă, pentru că, într-adevăr, Cătălin Frăsinescu joacă în toate tipurile de piese ale teatrului Stella Popescu, Ceapa, o comedie, Barba albastră, o piesă foarte, foarte serioasă. Care partitură a fost mai interesantă pentru Cătălin Frăsinescu? Ba, ambele. Niciodată n-am zis că una e mai... N-am avut genul ăsta și nici în ziua de azi. Niciodată nu m-am gândit că una e mai complicată sau... Pe toate le iau. Și acum, dacă aș primi astăzi sau mâine încep lectura, așa o iau de la zero, că e, tot timpul e ceva nou. Dacă dau timp înapoi, una e comedie, una e... În Barba albastră joc trei personaje, ceea ce e un pic mai complicat, să spunem, pentru că toate trei trebuie să fie diferite și atunci trebuie să ieși dintr-un personaj, să intru într-altul și să schimb un pic și atunci e mai așa, dar da, nu știu, amândouă sunt, cum toate sunt de fapt, n-am așa personaje extraordinare, am, dar sunt acolo undeva, nu pot să le declar public chiar așa, că ăla e cel mai... Și nici n-aș vrea să fac, ar fi ca și cum aș trage o linie și aș încheia cariera în momentul ăla. Lasă așa deschis că poate vin și altele mai... Pe de altă parte, multe dintre evoluții presupun acum a juca și a cânta. Cât de important e pentru un actor al zilelor noastre să aibă ambele calități de a ști să joace și să cânte? Eu cred că e foarte important. Din nefericire, eu nu cânt extraordinar, dar mi-ar fi plăcut să cânt la nivel super profi de operă, operetă și musical. Dar, da, ca profesionist vorbind, ar trebui să știi să cânt, să dansezi, să reciți, să improvizezi tot. Adică e la pachet. Totul vine la pachet. Și dacă nu știi, să te pregătești. Eu iau cursuri de canto, fac, încerc să desăvârșesc mai bine arta cantoului, să spun așa, sau să-mi îmbunătățesc atâta cât pot. Nu știu cât, încă n-am deslușit dacă am talent de cântat extraordinar, dar încerc să îmbunătățesc și oricum mă ajută și la recitat sau la vorbire, la arta vorbirii mai mult, dar da, este o unealtă importantă. Da. Altfel, prima opțiune în viața ta artistică a fost arta plastică. Ai făcut un liceu de arte plastice. Da, am început cu arta plastică la Piatra Neamț. Inițial n-am început cu arta plastică, am început cu liceu de chimie, că așa au vrut ai mei, secția electrotehnică, clasa a noua, jumătate de an de clasa a noua, după care m-am retras și am dat la liceu de arte ai mei, neștiind în momentul ăla, pentru că ai mei n-au fost de acord, că așa erau vremurile, că au zis că trebuie să fac o meserie. Și eu am luat-o pe treaba mea și am dat la liceu de arte ai mei, neștiind, am intrat, fain frumos, le-am făcut o surpriză extraordinară. Mai imediat, altfel, când terminam liceul de artă, a zis că la ce facultate vrei să dai, mamă? La teatru. A, ai făcut un liceu ca lumea, acum vrei să faci o facultate ca lumea. Da, și da, am făcut liceul de artă la Piatra Neam, secția sculptură. Eu am vrut să fac sculptură ca de carieră, așa, numai că profesorul de sculptură de la momentul ăla a emigrat în Canada. Am rămas grupa aia de sculptură, am rămas fără profesori, fără așa, descoperire și atunci, nu știu, mă rog, povestea mai așa, am ajuns să dau la actorie și mi-am schimbat. La actorie, la Târgu Mureș, înțeleg. Da, la Târgu Mureș inițial și mi-am schimbat tot viitorul și viața de atunci. Și cine a fost profesorul, să spunem, sau formatorul care te-a hotărât să rămâi în zona asta, că înțeleg că evoluția a fost destul de sinuoasă? Cătălin Naum. Domnul Cătălin Naum, Dumnezeu să-l ierte, de la Teatru Zdențesc Podul, cu care deci eu am dat la prima oară, am dat la ATF la vremea aia, am căzut primul pe locurile cu taxă și m-am întâlnit cu dânsul în tren. Eu plecând la Piatra Neamț, dânsul luând trenul pentru Bacău
Și ne-am întâlnit în tren și dânsul a zis, tu mergi la Piatra Neamț? Da, să vorbim, eu nu știu cine e, habar n-aveam, mi-a zis, eu merg la clasa 1, să ne vedem mai târziu după ce îmi pun eu bagajul. Eu m-am dus la dânsul și am vorbit, mi-a spus cine e, așa, să vii la Teatrul Dențes Podu, să stăm de vorbă, Și m-am întors după o lună, două, în octombrie, și am stat un an la Teatrul Podu. Și în anul ăla a fost, așa ca să zic, hotărător și clar și convingător, ce să mai... Aia a fost baza, temelia și toate învățămintele cumva de acolo și seriozitatea pe care o am și acum câteodată cerebrală de mă enervează, de acolo am. Și după aia de la Sandamanu, doamna Sandamanu, care a continuat și a completat și mi-a scos peri albi, în sensul bun, și da... Cătălina Om și Sandamanu, și doamna Sandamanu. După facultate ai lucrat la un moment dat și în teatrul independent, nu doar în teatrul public. Cum este o diferență într-adevăr de percepție pentru aceste două domenii? Toată lumea își dorește să ajungă la un teatru public. E plăcut și în teatru independent? Cum? După facultate a fost o modă așa. Toată lumea vroia în teatru independent, că în teatru de stat erai cumva constrâns să joci ce... ți se spunea. Ce ți se impunea. Și era așa cumva, nu, eu vreau să fiu liber, vreau să joc ce-mi doresc și cum, așa. Care oarecum, mă rog, și acum eu mai cochetez cu teatrul independent, am mai avut vreo două spectacole prin 2019-2020. Dar, nu știu, în momentul ăsta mi se pare că e destul de greu în teatrul independent în România. Proiectele nu sunt destul de finanțate sau, nu știu, publicul sau... E destul de greu să te descurci în teatru independent. Cei care o fac, mai sunt niște spectacole aici, discuția e foarte complicată și dubioasă. Sunt mulți care o fac, dar care sunt încă în teatrele de stat sau au alte fonduri din altă parte sau sunt angajați undeva la facultate, da, și așa mai departe, și atunci e cumva, dar să fii doar independent 100%, mi se pare greu să trăiești sau n-ai cum, nu. Sau dacă ești liber la tânăr la 20 de ani, e ok să faci, să experimentezi, dar să ai așa 40 și 50, să ai și familie. Dar e da, e altceva, e cumva așa o libertate, nu știu, habar n-am, o libertate de a experimenta, e un teatru studio, dacă pot să spun, unde pe la noi nu prea mai există cumva nici sala studio, nici teatru studio unde să poți experimenta și să ieși așa cu experiment la public, să fie așa niște regizori care să experimenteze și să fie teatru experiment, habar n-am, și poți să experimentezi, să faci ce îți trece prin cap și ce consideri că, nu știu, cum. Ca să închei discuția noastră, aș vrea să mai întreb despre relația cu cinematograful și cu televiziunea, pentru că un actor complet nu poate evita aceste două domenii. Sunt ele favorizante pentru actorul de teatru sau sunt o necesitate mercantilă, să spun? Și una și alta. Adică să faci cinema și televiziune fac parte din meseria actorului, dacă ai șansa și norocul. Și după e și favorizant că dacă ai o televiziune care să te scoată în față, să te facă vedetă, e cu atât mai bine, că te propulsează și ajungi sus și ți-e mai bine. Și în cazul tău special? În cazul meu nu pot să zic că am foarte multă cinematografie făcută și TV... M-am cochetat așa, dar așa cât a fost, cumva puțin așa fiorul ăla l-am simțit și m-a ajutat. Știu că m-a ajutat și culmea, atât de puțin, la momentele alea și acum câteodată mă întâlnesc cu niște persoane care mă recunosc din niște lucruri și zic, tu nu ești ăla din aia? Ba da, sunt ăla din aia. Dar, la care dintre piesele în care joci în această primăvară i-ai invita așa într-un top 3... la Teatru Stella Popescu pe cei care ne privesc acum? Păi, dar nu aș face un top 3, nu, că aș fi, 3. Da, nu, aș fi, nu merg nedrept cu una dintre ele sau așa, dar nu, aș, la toate. Cock, Cock, eu am zis Irish așa, Cock, de Mike Bartlett, Ceapa, alea pentru copii toate, invit pe toți la alea pentru copii, sunt extraordinare, și alea de adulți, evident. Ce mai avem de adulți?
să distrugi poveste, Femeia Eterna Poveste, toate să urmărească pe site-ul nostru și programul și așa, că avem o grămadă pentru toată lumea și toate gusturile, adică... Am spus-o și în interviurile anterioare, diversitatea, teatrele diferite, scenele diferite pe care joacă actorii teatrului Stella Popescu și piesele foarte diferite în care joacă, cred că reprezintă atuul nostru. Exact. Mulțumesc mult, Cătălin Frăsinescu. Mulțumesc, să ne revedem pe scenă. Mulțumesc, să rămână, la revedere. Bun găsit din nou la Portret de Actor. Suntem împreună cu Cristi Nacșu, actor al Teatrului Stella Popescu, care în această perioadă poate fi văzut pe scenele bucureștene, în mod special în două titluri. John din Coc de Mike Bartlett și Elia Bar din Hoțul de Mărgăritare de Valeriu Anania. Două roluri foarte diferite. Să începem cu cel mai recent, din iarna anului 2023. Poți fi văzut în John, în Coc de Mike Bartlett, pe diverse scene bucureștene. Da. În această montare nouă, alături de Tudor Cucu Dumitrescu. Cum a fost să intri într-un astfel de rol? În primul rând, bine v-am găsit. Mă bucur că ne-am întâlnit să vorbim despre cultură, despre teatru. Și ca să revin la spectacolul Coc, e un spectacol minunat. Mie îmi place foarte mult. Mă bucur să joc alături de colegii mei. Tudor este un actor foarte bun, un partener de scenă minunat, precum și Ioana, cât și Cătălin. Cum a fost? Complicat, dar în același timp foarte frumos, pentru că orice spectacol pentru mine este o călătorie care nu se sfârșește. Pentru că mereu găsești lucruri noi la personajul tău și pentru că este viu, spectacolul mereu trebuie să cauți. Este un rol care ți-a venit ușor sau ai avut mai multe nevoie de îndrumare regizorală? A trebuit să... a durat mai mult, să spunem, înțelegerea acestui text, pentru ca să le spunem celor care ne privesc, este o poveste specială, o poveste despre... Da, este o poveste, povestea lui John, care se află într-o relație, are o relație cu partenerul lui, personajul lui Tudor, și apoi se îndrăgostește de o femeie. Și de acolo începe, practic, căutarea personajului. De acolo începe frământarea lui internă. A fost destul de complicat la început, dar Horatiu m-a ajutat foarte mult să descoper personajul. S-a creat o relație de prietenie și, în același timp, de sprijin foarte puternică. Și asta, cred că, este rețeta pentru a descoperi orice personaj. De fiecare dată e complicat să găsești drumul spre personaj, dar cred că de asta suntem actori, nu? Să descoperim în noi, să luăm din societate lucruri, să le îmbinăm și să găsim soluția pentru a juca bine, pentru a transpune ceea ce trebuie. Ce ai spune publicului? Ce tip de public crezi că s-ar bucura mai mult să vadă această piesă? Cred că acest spectacol este destinat tuturor categoriilor de vârstă, dar în principal, da, tinerilor. Pentru că în ziua de astăzi ei sunt foarte curajoși, în ziua de astăzi ei caută să se descopere pe ei înșiși și asta este cel mai important, nu? Să ne dăm seama cine suntem de fapt. Spectacolul ăsta este un prilej de a vedea și altfel lucrurile, de a se face pe ei înșiși înțeleși și de a avea mai mult curaj să-și asculte inima, poate să îmbine ce le spune rațiunea cât și zona afectivă. Dar este un spectacol despre un subiect controversat, despre un subiect, da, foarte la modă, iar această derută a generației din care până la urmă încă faci parte, nu? Da, într-un fel încă fac parte. Încă faci parte, are nevoie de îndrumare și iată că o astfel de îndrumare poate veni și prin limbajul teatral. Bineînțeles, cred că întotdeauna teatrul te poate ajuta, te poate face să descoperi niște lucruri în tine, cât și să-ți dai seama cum te poți exprima tu în societate. Și nu în ultimul rând să-ți dai seama că nu trebuie să fii într-un fel sau altul, ci trebuie să fii tu însuți. Căutați pe scenele bucureștene și pe site-ul teatrului Stella Popescu spectacolul Coc de Mike Bartlett. Într-adevăr, este surprinzător,
un spectacol foarte plăcut, o comedie, un spectacol de la care se pleacă cu zâmbetul pe buze, și veți descoperi alături de Tudor Cucu Dumitrescu pe Cristin Acșu, pe Ioana Nicolae, pe Cătălin Frăsinescu, jucând în acest spectacol extrem de interesant, de provocator și totuși de relaxant. Pe de altă parte, un alt rol în care poți fi văzut în această perioadă este în cu tot o altă zonă, Elia Bar din Hoțul de Mărgăritare. Da. Cum ai receptat acest text în regia Maliei Ciolan? Ei bine, într-adevăr, aceste două spectacole sunt într-un fel în antiteză, se află într-un fel în antiteză, pentru că Hoțul de Mărgăritare este un text după Valeriu Anania, este într-un fel un text religios, atâta timp cât îl privești ca atare, dar... Un text pe o temă religioasă. Da, pe o temă religioasă, da. Dar sunt foarte mulți tineri care au venit și au descoperit că povestea lui Elia Bar, fiul risipitor, este actuală? Până este până actuală, da, exact. Și într-un fel, dacă stăm să ne gândim, el pleacă să descopere noul, noutatea, și până la urmă se întoarce acasă și își dă seama că trebuie să să-și ceară scuze, să se căiască și că familia este foarte importantă. Coq, pe de altă parte, este un spectacol în care personajul principal este într-o căutare constantă, dar niciodată nu are curaj. El nu are, John nu are curaj, dar Elia Bar are curaj. John se teme să facă greșeli, Elia Bar se duce, le face și își dă seama că trebuie să învețe din greșeli și că trebuie să se întoarcă acasă la tatălui. De-aia personajele sunt atât de frumoase, pentru că dacă la Elia Bar a trebuit să-mi dau seama de bucuria tinereții în care făceam greșeli și îmi dădeam seama că pot să le repar sau că am de învățat din ele, la John trebuia să-mi stăpânesc această capacitate de a lua o decizie. Și de fiecare dată tot ceea ce John, personajul, tot ceea ce îi se întâmplă, el conține foarte mult și tot ceea ce fac celelalte personaje în jurul lui reprezintă de fapt acțiunea. El este pur și simplu un perete la care toți ceilalți joacă de tenis. Dar Elia Bar este cel care stârnește toate acțiunile în Hoțul de Mărgăritare. Într-adevăr, două personaje numai aparent opuse. În ce spectacole mai joacă Cristina și acum la Teatru Stella Popescu? Sunt niște spectacole de copii? Da, și spectacole de copii, cum ar fi Lampio, în regia tot a lui Horațiu, Tony Adam, care joc alături de colegii mei și este un spectacol minunat și foarte frumos, în care ne bucurăm de fiecare dată. Revolta Poveștilor, un alt spectacol pentru copii, care este minunat și care învață pe copii că trebuie să citească, ceea ce este foarte important în viața de zi cu zi și în zilele noastre. Copiii nu mai citesc. Se duc spre tehnologie, ceea ce este normal, dar uită de lectură. Uită de citit, nu mai citesc cu voce tare, nu mai sunt capabili să se concentreze, pentru că cititul ne ajută să ne și concentrăm, să ne punem ordine în gânduri. Și asta este foarte important, iar Revolta Poveștilor ne ajută să... Pentru că am ajuns întâmplător la subiectul cititului, aș face așa o mică paranteză. Pregătiți un spectacol de poezie la Teatrul Stella Popescu spre finalul lunii martie. Vorbeam și cu colegii tăi. E neobișnuit să spui poezie pe scena de teatru. Ce înseamnă poezia pentru Cristina Acșu? Imediat zic ce înseamnă, dar vreau să zic că este neobișnuit, dar în același timp necesar. Pentru că vorbeam despre citit, da. Vorbim și despre poezie. Înseamnă mai mult decât poezia pe care a spus-o la admitere? Da, mult mai mult. Poeziile pe care le-am spus la admitere erau prima foaie a cărții în care noi trăim, a poveștii noastre de actori. Era prima foaie, prefața noastră ca și actori, iar acum, după ce am acumulat experiență, după ce am trecut prin niște roluri, prin niște momente importante din viața noastră, este din nou momentul să spunem poezie pe scena Teatrului Stella Popescu și eu cred că este o inițiativă minunată. Să sperăm că va fi un început. Într-adevăr, primul poet la care ne-am oprit este Nichita Stănescu, poate unul dintre cei mai
ușor de abordat din partea actoricească și respectiv de receptat din partea publicului în anul 2023, pentru că este poezie de foarte bună calitate, în același timp nu este Eminescu neapărat sau Coșbuc, care sperie un pic generația tânără. Da, e păcat, așa este, așa este. Este foarte mult adevăr în ce a spus până acum și e păcat că îi sperie. Pentru că eu cred că ei ori nu li s-a oferit cum trebuie, ori au preconcepții despre ce înseamnă poezia. Și e păcat, pentru că asta este, în primul rând, una dintre, nu știu, una din lucrurile care ne definește pe noi ca și neam, ca și popor, poezia noastră. Și atâta timp când noi nu suntem conectați la ce este ea și la scriitorii noștri reprezentativi, e păcat, parcă uităm un pic cine suntem. De aceea spun, făcând întâi un spectacol Nichita Stănescu, poate că vom atrage atenția celor care vin la spectacolele noastre și vom continua și cu alți poeți dintr-o galerie suficient de largă. Revenind, Cristi Nacșu, la faptul că ești de 5 ani membrul trupei Teatrului Stella Popescu, care este atmosfera în culise? Sunteți o echipă? Când am venit în teatru, eram după o perioadă pe care am petrecut-o la Teatru Masca, după un an în care am făcut Naveta București-Bacău, pentru că am lucrat acolo cu Anca Sigartău atunci când aceasta a fost manager. Și am venit cu o foame foarte mare de a juca. Și lucrurile erau în schimbare, cum sunt și în momentul de față, dar totul merge spre bine. Și consider că în momentul de față s-a creionat o echipă foarte frumoasă, sunt proiecte foarte ambițioase și de-abia aștept să văd ce e mai departe. Nu ești foarte departe de momentul în care ai finalizat studiile. În acea perioadă de formare, care crezi că sunt personalitățile care te-au influențat cel mai mult, care te-au format ca actor? Mie mi-a plăcut de fiecare dată să fur, folosind ghilimelele de rigoare, de la fiecare actor și de la fiecare mare actor. Am plecat și am făcut parte din clasa lui Tomi Cristin și a Magdei Catone, apoi am făcut 2 ani la Amalia Ciolan și Maya Morgenstern. De la fiecare am învățat câte ceva, apoi am lucrat cu mai mulți regizori și în proiecte independente, cât și în zona de dublaj, cu Anca Sigartău. Toate persoanele pe care le-am menționat, alături de mulți alții pe care în momentul de față nu i-am în minte, m-au ajutat. Țin minte că eram la Teatru Evresc și repeta domnul Hauswater la Păpușarul. Și noi nu aveam voie, practic, să vedem repetițiile, dar ne strecuram un pic așa. Da, trăgeam cu ochiul. Și vedeam transformarea actorilor care erau în spectacolul acela, vedeam cum lucrează domnul Hauswater și ne gândeam, ok, nu înțelegem în totalitate procesul, dar trebuie să-l urmărim, trebuie să ne dăm seama ce se petrece. Și după ce vedeam transformarea lui Tache Florescu, care era Păpușarul, personajul principal, ziceam, wow, am văzut spectacolul cred că de vreo 6 ori și de fiecare dată era incredibil. Și dintre regizorii cu care ai lucrat, de la care ai senzația că ai învățat foarte mult? Amalia Ciolan este mentorul meu, într-un fel. Am învățat foarte multe lucruri de la ea. Mi este și prietenă, mi este și confident, mi este și actriță preferată, tocmai pentru că ne apropie foarte mult această prietenie. De la doamna Maya Morgenstern am învățat foarte mult ce înseamnă diferența între spațiile în care te afli. Ea era incredibilă, venea înainte la repetiții și o vedeai așa cum o vede publicul larg, dar după aia se îmbrăca într-un costum de încălzire, un training simplu și era acolo cu noi și parcă era colega noastră, dar după aia imediat devenea iarăși Maya Morgenstern, minunată actriță care este după ce se schimba și ne-am dat seama de această capacitate de a face diferența între cotidian, actor pe scenă și era remarcabilă. De asemenea, am lucrat și cu doamna Anca Sigartău, am lucrat și cu domnul Vilniciuc. De la fiecare înveți câte ceva. E greu să zic cine a fost cel mai
marcant pentru mine. Asta este important, să ai capacitatea de a primi de la fiecare ceea ce ți oferă sau poate că nu ți oferă, dar reușești să furi într-adevăr. Și de la Viorel Păunescu. El este tatăl meu în Hoțul de Mărgăritare și de fiecare dată când joc acest spectacol, îl joc cu o asemenea plăcere pentru că știu că îl voi revedea pe Viorel. Va veni momentul în care ne vom lua în brațe, va veni momentul în care Elia Bar se întoarce acasă și energia pe care el mi-o transmite este incredibilă. Într-adevăr, teatrul are foarte multe secrete, are foarte multe zone pe care fiecare le receptează altfel. Cum este să joci așa pe diferite scene, așa cum face teatrul Stella Popescu în această perioadă și în timpul care va urma? Este personalitatea teatrului Stella Popescu până la urmă, dar actorii trebuie să se adapteze. Sunt momente în care te gândești, ok, avem nevoie de o scenă noastră, dar pe de altă parte, faptul că Teatrul Stella Popescu a învățat să joace peste tot este o calitate pe care a dobândit-o și îl va ajuta foarte mult. Este important să știi că oriunde joci, orice spectacol, trebuie să-l joci cât mai bine. Și nu contează, fie că este în parc, fie că este într-un spațiu neconvențional, diferit de un parc, fie că este la Notara, Metropolis sau oricare altă scenă, tu trebuie să fii concentrat la ceea ce faci. Iar Teatrul Stella Popescu reușește să facă chestia asta peste tot. Asta este minunat. Deci este până la urmă o provocare, este un lucru pozitiv, te ține în formă, în permanență. În afara teatrului și a jucatului pe scena de teatru, Cristi Neapșu are o preocupare, o ocupație interesantă în zona dublajului de film și dublajului de desen animat, înțeleg. Da. Ce ne poți spune despre asta? Ce este fermecător în acest domeniu și ce este rutină? Păi am început să dublez când aveam 18 ani, acum multă vreme. Foarte multă lume crede că a dubla e ușor. Nu e chiar atât de simplu, pentru că tu ești pus în fața unui ecran, vezi practic materialul, proiectul inițial, ai în față textul la prima vedere și tu în același timp trebuie să și dublezi, adică să citești și să interpretezi. Și de multe ori, personajul sau actorul, pentru că dublăm și filme cu actori adevărați, face ceva, are o mișcare sau o acțiune și tu ești practic într-o poziție statică. Ei bine, atunci trebuie să găsești ceva în interiorul tău prin care să suplinești lipsa de motrică sau de acțiune. E foarte interesant. Foarte mulți actori au blamat acest dublaj, dar acum foarte mulți actori fac acest dublaj pentru că e nevoie de o grămadă de voci. Și de aceea am lucrat cu mulți actori de la care am învățat și cu mulți regizori de la care am învățat. Ți s-a întâmplat să ți se recunoască vocea în diverse contexte? De cele mai multe ori atunci când comunic cu copiii sau cu adolescenții, pentru că ei își aduc aminte de Hotel Transilvania, de Familia Cruz, de desenul animat Rio sau de Animale Fantastice și cum să le dresezi. Astea sunt câteva din rolurile principale pe care le-am, ale actorilor pe care le-am dublat. Deci este o ocupație provocatoare la rândul ei, adică absolut poți găsi un rost. Este tot actorie. Și în acest este un antrenament. Este un antrenament. Practic, dacă nu ești un actor bun, asta nu o zic pentru că eu dublez, dar așa este o regulă pe care am observat-o de-a lungul anilor. Actorii buni, vorbind chiar de Șerban Pavlu, Gabi Costin sau Cătălin Frăsinescu, care dublează și el, sau Ștefan Velniciuc, aceștia se vede că sunt actori foarte buni și de dublaj. Într-adevăr, în zilele noastre a devenit foarte important să fii un actor complet, să poți să faci apel la muzică, să faci apel la dans, la toate mijloacele actoricești. Cum te simți în fața acestei provocări pe care poate actorii din urmă cu 20-30 de ani nu aveau? După cum am spus, meseria asta este o meserie în care înveți în continuu, adică bineînțeles că în toate meseriile trebuie să devii din ce în ce mai bun, dar la noi e mult mai complicat, pentru că trebuie în continuu să fii acolo prezent, conectat
plin de energie și de dorință de a, de a continua procesul acesta de dezvoltare. Și atunci trebuie să înveți să dansezi, să cânți, să faci o grămadă de lucruri. Și cred că asta este, în primul rând, asta înseamnă să fii actor. Un actor trebuie să știe să facă o grămadă de lucruri. Trebuie să știe să jongleze, să merge pe, să meargă pe catalige, să cânte, să se exprime non-verbal. Corpul este instrumentul nostru. Și teatrul Masca ți-a folosit la această experiență? Da, da, mi-a folosit foarte mult. Am stat acolo 4 ani și jumătate, în care am lucrat cu foarte mulți oameni minunați, și am învățat o grămadă de lucruri. Am învățat și comedia de l'arte cu Michele Modesto Casarin. Am făcut împreună 3 sau 4 spectacole chiar. În condițiile în care asta nu îmi făcusem totuși în facultate, ceea ce e păcat, și am luat-o de la zero. Iar el a avut răbdare cu mine și m-a trecut printr-un, am trecut printr-un proces destul de dur de șlefuire, dacă putem spune așa, pentru a reuși să fac comedia de l'arte. Dar am învățat, am învățat să merg pe catalige, să jonglez, să jonglez pe catalige, să am învățat să mă lupt cu, cu sabia alături de domnul Albu, profesorul nostru de acolo, care din păcate s-a, s-a stins. Dar a fost o perioadă în care am învățat o grămadă de lucruri, o etapă. Așa cum se întâmplă, trecem prin diferite etape. Acum, iată, ai învățat să joci în cadrul unui triunghi amorox mixt în Coq de Mike Bartlett. Vă invităm să îl vedeți pe Cristi Neacșu la Teatrul Stella Popescu, pe scenele pe care va juca. Asta nu putem să vă spunem, nu putem să vă dezvăluim, trebuie să vă uitați pe site-ul teatrului. În acest, în această piesă în care are un rol principal, dar și în alte piese ale Teatrului Stella Popescu. Bun găsit! Un nou portret de actor Teatrul Stella Popescu. De data aceasta a invitat Tudor Cucu Dumitrescu. Bun găsit! Bună dimineața! Bună seara! Bună seara! La revedere! Toate urările care se spun că nu știm la ce oră ne urmărește cel care ne urmărește. În direct sau în reluare? Deși ați apărut frecvent pe afișele teatrelor bucureștene în ultimii ani, Tudor Cucu Dumitrescu este un foarte recent absolvent al unei ATC-ile caragiale. Este o șansă pentru un actor tânăr să fie angajat al unui teatru profesionist, în speță Teatrul Stella Popescu, atât de repede după absolvire, sau statutul de actor independent rămâne o fascinație? Păi, în primul rând, cred că orice rol este o șansă pentru orice actor aflat în oricare etapă a vieții lui, a carierei lui, însă eu cred tare mult în puterea echipei. Și deci să fii membru permanent sau, în fine, pentru o perioadă de timp într-o anumită trupă, să fii membru unei trupe, contează mult. Legi prietenii, spectacolele, repetițiile curg din ce în ce mai bine și mai ajungi la, la o comunicare mult mai exactă și mai aproape de esență cu prieteni. Și deci, într-o trupă, formezi prietenii, aș zice că e o mare șansă pentru orice actor și eu sunt norocos să, să fac parte din această trupă și sper să, să fac și treaba bine. Exact. O să începem dinspre prezent, pentru că suntem în iarna anului 2023. Tudor Cucu Dumitrescu joacă în Coq de Mike Bartlett, spectacol al Teatrului Stella Popescu, în regia lui Tony Adam. În distribuție, colegi Cristian Neacșu, Ioana Nicolae, Cătălin Frăsinescu. Zona atracția sexuală nu merge așa, bărbătoasă, adică ce? Mâini mari, umeri lați. Te-ai gândit vreodată să te culci cu o femeie? Cred că e obsedată. Stai acolo! Stai acolo! Stai acolo! Contează unde stau. Puteți să vă așezați oriunde. Eu o să mă așez aici. Tragedie sau prostie? E întotdeauna ori una, ori cealaltă, nu? Cum este acest spectacol? La ce să se aștepte publicul? Cum este pentru, cum crezi că este pentru public? Păi, cred că este extrem de captivant. De ce? Pentru că vorbește despre un subiect care nu e abordat atât de des în
ce în producțiile românești de cinematografice sau de teatru, pentru că vorbim de un cuplu gay care întâmpină tot felul de probleme. În fine, nu vreau să spun toată povestea. Pentru mine e un text extrem de puternic și de important. De ce? Pentru că eu am mai jucat rolul acesta în facultate. Și acum... Chiar acest rol. Și reîntâlnirea cu rolul a fost o surpriză pe alocuri extrem de plăcută. De ce? Pentru că mie mi-este întotdeauna teamă de procesul din repetiții. Mi-e teamă să mă apropii de text, de situațiile pe care trebuie să le joc. Nu am întotdeauna încredere în mine că le voi putea parcurge cum trebuie și în repetiții îmi rămâneam surprins de faptul că în facultate, când eram mult mai tânăr, mai mic, mai copil, am reușit să leg povestea într-un fel care încă mă inspiră. Și practic în repetiții eram extrem de plăcut, surprins de mine din trecut. Și pe de altă parte, Tudor Gugurmitescu era un fel de tătuc acolo care iniția pe partenerii de scenă în text, nu? Pentru că știa textul. Da, mă feresc să spun că știu, chiar dacă știu lucrurile, mă feresc să mă învăț pe alții sau să mă compor ca și cum aș ști, prefer să fiu cu un pas și sau chiar mai mult. A fost altfel acum? Păi a fost altfel pentru că miza era poate cu tot, era mai mare. Acum nu mai sunt în școală și încerc, mă străduiesc să mă comport ca atare. Așa că fiecare repetiție, indiferent de proiect, fiecare repetiție pentru mine este importantă și trebuie să dau mai mult decât sunt capabil. Revenind la nu vreau să dezvălui despre ce este vorba, eu cred că ca să atragem lumea la teatru, trebuie să dăm puțin mai mult. Un cuplu gay care se confruntă cu diverse probleme. Da. Problemele cu care se confruntă sunt cele care fac foarte bine oricare piese de teatru, și anume un triunghi amoros, dar care de data asta este un triunghi amoros mixt, înțeleg. Este. Deci... eu îndrăznesc să spun să mai dăm câte ceva publicului, pentru că altfel riscăm să ne confruntăm, suntem într-o societate, așa cum știm că suntem, suficient de tradiționalistă, să ne confruntăm cu o respingere a unei părți din public. Eu cred că generația până în 30 de ani ar fi foarte interesată de acest tip de subiect, înțeleg, în care de fapt este vorba despre îndoielile pe care le are fiecare despre el însuși, pe diverse paliere, în cazul acesta ajungându-se până la identitate, pentru că triunghiul amoros este un tip triunghi mixt, nu este vorba despre un al treilea tip care intră între cei doi și încearcă să strice povestea. Da. Și cred că textul a dus la un nivel puțin superior această problemă. Ce public crezi că ar fi mai atras să afle cum este pusă această problemă în mod... Cu siguranță publicul tânăr aș spune că ar fi mai degrabă atras de genul ăsta de subiect, pentru că trăim niște vremuri în care trebuie să vorbim, e datoria noastră să vorbim despre subiectele astea, pentru că există și sunt cât se poate de reale și de frumoase și deci trebuie, suntem datori să facem parte din ele, să fim de acord cu ele. Altfel nu este o piesă complicată, este o piesă ușor de receptat, nu foarte lungă, cu un text limpede. Categoric. Unii ar spune că e o comedie, alții ar spune că e o mare dramă. Frumusețea e că este puțin din ambele. Într-adevăr, este vorba despre acest cuplu gay în care apare de nicăieri o femeie. Și partenerul meu de scenă, John, personajul John, care e singurul personaj care are un nume, se îndrăgostește de această femeie și de aici o problemă imensă pentru mine și pentru el, Dumnezeule. Apoi, spectacolul, piesa e structurată în trei părți. Începutul este vorba despre relația mea cu John. Partea a doua, relația lui John cu domnișoara.
Iar actul 3 ne unește pe toți și... Aș zice că apare încă un element interesant și foarte la modă în zilele noastre, apariția unuia dintre părinții celor din această poveste și relaționarea unui părinte, deci ai cuiva din generația, să spunem, de 45-50 de ani, cu această problemă atât de... întoarsă pe toate fețele la nivel european, american, dar iată că și la noi. Categoric. La nivel uman. E o problemă universală. Eu cred că este o comedie, este un text plăcut, relaxant, care cred că ar putea interesa și pe părinții acestei generații până în 30 de ani. Nu știu ce părere. Da, sper, cred că da. Ce este foarte drăguț la rolul tatălui meu este că se vede faptul că s-a străduit foarte tare să înțeleagă situația cu băiatului, situația mea și că acum se a acceptat că băiatul lui e fericit și se luptă să păstreze acea fericire pentru care s-a luptat și el. La rândul lui s-a luptat să înțeleagă și să fie el bucuros. El fiind structural un Don Giovanni. Deci este exact, cei care ne urmăresc pot să afle că această poveste, această drama giocoză o inventase Mozart în urmă cu 200 de ani când a scris Don Giovanni și nu știa lumea de fapt ce e povestea asta. E o dramă pentru toate acele doamne seduse și abandonate de Don Giovanni. Este o comedie pentru toți cei care privesc și vede cum mișcă el lucrurile. Deci această îmbinare între comedie și dramă, într-un mod foarte ușor de receptat, zic eu, este o rețetă care sperăm să aducă publicul în sala de spectacol. Categoric, categoric. Tudor Cucu Dumitrescu ar juca și rolul lui John? Sigur că ar juca. E mai complicat rolul lui John decât rolul pe care... Eu știu, e un rol care probabil necesită o afișare a problemelor mult mai măruntă. Cred că M, cum l-am gândit eu, se exteriorizează într-un fel foarte... limpede. Da, clar, da. Categoric, e semn de un patos incredibil în cum gestionează povestea asta. Cred că la John, dacă aș fi jucat eu John, dar sigur că nu mi-am pus problema asta niciodată, probabil că aș fi adus o... dubiile mele ar fi fost liniștite și profunde și îndurerate până spre final, unde evident că trebuie să existe un crescendo categoric la orice personaj. Nu știu ce să spun. Așadar, așteptăm publicul să vadă Coc în sălile bucureștene. S-a jucat la Metropolis, sperăm să se joace la Notara. Teatrul Stella Popescu, așa cum am mai spus, joacă pe majoritatea scenelor bucureștene, pe principalele scene bucureștene și se bucură să facă din această personalitate a sa în acest moment. Sperăm Coc să aducă foarte mult din generația tânără în săli. În același timp, Tudor Cucu Dumitrescu, anul trecut, în 2022, de-abia terminase, așa cum am spus, un ATC la masterul, era nominalizat la premiile Unitar pentru rolul Alan Strang din spectacolul Ecvus de Peter Schaeffer, montat la Teatrul Stella Popescu de Victor Ioan Frunză. Cum s-a împrietenit Tudor Cucu Dumitrescu cu acest text? Cu dificultate și cu mari bătăi de cap, ca la fel cum fac cu orice rol. Am plecat de la ce înțelegeam și ce puteam pricepe din povestea personajului acesta, care e o poveste extrem de bizară, în care nu poți să... Adică e complicat să crezi până la capăt lucrurile care se întâmplă acolo și deci e nevoie de un mare salt de credință ca să parcurgi o poveste atât de complicată, să ai să te vii credibil la rândul tău. Da, și cred că e dificil și pentru public să meargă cu actorii. Pentru că e complicat să crezi... Da, mă rog, asta e frumusețea și magia teatrului și a poveștii în general a teatrului. Că a fost un parcurs greu, categoric, pentru că a necesitat o implicare totală pe toată durata repetițiilor. Eu așa am observat la mine că funcționează. Repetițiile sunt extrem de importante. Trebuie să acumulezi mult în repetiții ca la spectacol să te poți
relaxa într-un fel ca să vezi, să fii extrem de prezent și să mergi cu ce se întâmplă în momentul acela, nu... Adică repetițiile sunt ca o bază bună și spectacolul este ca la război. Te duci și faci cum se întâmplă în seara respectivă, urmărind evident un parcurs pe care l-ai gândit și l-ai repetat în perioada de... Colaborarea cu Victor Ioan Frunză pentru acest spectacol la Teatrul Stella Popescu. Tudor Cucu Dumitrescu este un actor care simte nevoia mâinii regizorale sau uneori simte nevoia să se elibereze de această tutelă? Păi, cred că ambele sunt extrem de importante. Cred că, pe de o parte, e esențial să fii îndrumat extrem de atent sau extrem de vag, dar e esențial să ai o direcție dată de cineva. În același timp, cred că e extrem de important să ocolești pe alocuri anumite lucruri pentru a îndeplini, de fapt, direcția inițială. Sunt, cred, un actor care are nevoie de îndrumare și are nevoie și de înțelegerea de a fi iertat când... Da. Însă, cred că spre finalul procesului îți poți permite un pic să spui, hai să încercăm și așa, hai să... Adică să te abaci un pic, cred. Ați lucrat mult împreună în acești ani de când Tudor Cucu Dumitrescu apare pe afișe. Sunt cel puțin 3 spectacole la Centrul Cultural Lumina, 3 spectacole la Metropolis, în regia lui Victor Ioan Frunză. Da. Deci deja vă cunoașteți foarte bine, da. Presupun că știe ce poate actorul Tudor Cucu Dumitrescu, iar actorul știe cam ce îi va cere regizorul Victor Ioan Frunză. Cum ați ajuns la această colaborare foarte strânsă cu un nume important al regiei românești actuale? Da, m-aș întoarce un pic la ce ați spus mai devreme. Îmi doresc tare mult să cred că încă nu știu ce pot oferi. Cred că am făcut câteva roluri care au plăcut și au fost gândite just, însă sper că... Eu mă surprind pe mine și văd că în procesul meu de repetiții și cu fiecare spectacol descoper lucruri noi la mine, oamenii mă descoperă pe mine, descoperim împreună, lucrăm la ceva ce nu știu ce voi ajunge, ce voi face, ce roluri voi mai face, dacă voi mai face. Și colaborarea mea cu domnul Victor Ioan Frunză a fost extraordinară și pentru că fiecare spectacol a însemnat... Și a fost foarte diferit, am ajuns de la Molière la texte contemporane. Sigur. Fiecare cerință, fiecare rol a însemnat totul și cu totul altceva. Chiar nu cred că am făcut două roluri similare la energia domnului Frunză. Și deci a fost fiecare proiect o experiență cu totul și cu totul nouă. Eu nu știam ce mi se va cere și așteptam și eram surprins și sper că și eu surprindeam la rândul meu. Într-adevăr, sunt roluri foarte diferite. La Teatrul Stella Popescu avem deja două roluri principale și un al treilea care este un alt Tudor Cucu Dumitrescu, Lampio, o piesă pentru copii. Ce înseamnă asta? Este doar o conjunctură sau și dintr-un astfel de rol se poate găsi ceva plăcut și motivant? Da, e unul din spectacolele mele preferate, dacă vă vine să credeți. Dumnezeule, păi am jucat 100 de reprezentații eu în rolul Luciano, Licurciul Cântăreț. A fost primul meu rol. Imediat după anul întâi am făcut... Rolul Cântăreț? Rolul Cântărețul... Care și cântă? Și cântă. Am înțeles. În spectacol playback, dar ce se aude e chiar vocea mea. Și apoi, de recent, am fost invitat, nevoit, în fine, mai multe lucruri s-au suprapus și am preluat eu rolul titular. Lampio. Da, într-adevăr. Este o mare bucurie să te întâlnești cu copiii și cu părinții, dar, în fine, e o poveste foarte frumoasă, care emoționează, care distrează. Cum să nu fiu bucuros să fac parte dintr-un eveniment atât de important pentru cei mici? Și e datoria, până la urmă, eu sunt actor, dar nu o să joc numai roluri pentru gânditori și pentru oamenii bătrâni cu experiență de viață. Dumnezeule, sunt aici ca să fac oamenii fericiți. Și că am pornit dinspre prezent, spre
copilărie, așa, de adolescență și așa mai departe, și spuneam, mă gândeam la una de ce și la pregătirea actorului din zilele noastre, la clasa cărui profesor ai studiat? Eu am terminat la Mihaela Sârbu și a fost o întâlnire extraordinară pentru mine. Până acum, slavă Domnului, am fost atât de norocos încât am avut parte de niște întâlniri esențiale pentru viața mea, pe lângă cariera, care, în fine, contează cât contează, pentru mine acum contează mult, dar, în fine, pentru viața mea am avut niște întâlniri extrem de importante, iar profesoara mea, Mihaela Sârbu, pe lângă că m-a învățat și m-a introdus în lumea asta scenei, să spunem, mi-a dat dovadă de acceptare și m-a făcut să mă văd pe mine cum sunt de fapt. Și am plâns împreună, am râs împreună, au fost 3 ani din viața mea extrem de important și încă am nevoie să vorbesc cu ea uneori, adică o mai sun, să-i spun de un proiect, de altul, de să mă mai plâng, să mai vorbim, să îmi spună și ea. Și cum a ajuns Turcu Dumitrescu să dea admitere la un ATC? Ce a ajuns? Din întâmplare? Sigur că da. Am fost inconștient, probabil. Și norocos că am ajuns cumva în contextul ăsta. Am dat din întâmplare, într-adevăr. Eu am făcut sport o bună bucată de vreme, vreo 10 ani. Și am avut o carieră destul de importantă în sport. M-am lăsat scrimă, sabie. Am făcut scrimă timp de 10 ani. Și liceu sportiv sau nu? Nu. Am făcut mate-info intensiv, informatică, matematică, italiană. Mare matematician, un mare inginer, un mare scrimer. Vin dintr-o familie de matematicieni. Care a ajuns actor. Am ajuns din întâmplare, da. Deci undeva spre sfârșitul liceului m-am lăsat de sport, din diferite motive. Și m-am apucat de muzică, am scos și un album cu o trupă. A fost o perioadă frumoasă din viața mea și undeva spre semestrul 2 din clasa 12 am zis, hai să dau la teatru. Și am dat la Cluj, am intrat la Cluj, apoi am dat și la București, am intrat la București, am rămas acasă. Și de atunci viața mea a luat o turnură pe care nu o înțeleg. Și nici nu fac față cu viața mea, adică nu mai țin minte ce am făcut alaltă, pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în viața mea și nu le cuprind și înțeleg întru totul. Dar este într-adevăr o combinație foarte specială. Contează, adică în momentul ăsta actorul de 25 de ani, da, consideră că este important că a făcut atât de mult sport, că a făcut muzică, iată, a cântat într-o trupă. Ce contribuție au toate acestea în viața și cariera actorului din 2023, care, așa cum știm cu toții, nu poate fi doar actor, ci trebuie să fie un package, așa cum mi-a spus mie cineva acum ceva timp. Trebuie să fie un package ca să faci roluri diverse, dar poți să fii și... Da, dar în 2023, ca să ajungi la un anumit nivel, trebuie să știi multe. Da, cred că și sportul și muzica au fost, de fapt, și actoria sunt doar feluri diferite de a mă înțelege pe mine. Nu știu de ce fac teatru, nu știu de ce am făcut sport, dar am descoperit lucruri la mine. Mă lupt cu mine în fiecare zi, să am încredere în mine, să am curaj, să nu mai fiu trist, să nu mai fiu atât de fericit și de bucuros, să am un echilibru, un oarecare echilibru. E doar un mijloc prin care văd eu viața, de fapt. Nu fac că mor după artă, Dumnezeule, nu, așa văd eu viața mea. Am văzut-o în liceu și în copilărie prin sport și iubeam sportul și competiția și în continuare sunt așa, dar în altă... Într-un alt fel. Da, într-un alt fel. În orice caz, matematicianul a rămas undeva în urmă. Eu vreau să dau la matematică, am vrut să fac și arhitectură, am vrut să m-am pregătit. În fine, n-a fost să fie. Am ajuns din întâmplare aici și cred că mie mi-e bine acum. Atâta pot să spun. Ce va fi, ce va... Publicul care ne urmărește, publicul pe care îl vrem în serile de spectacol. Da. Este el un prieten? Cel mai bun prieten. Este cel pentru care actorul face ceea ce face? Nu știu să vă răspund, pentru că nu știu. Sigur că e o întâlnire extrem de intensă și de specială cu sala, chit că e un singur om în sală, chit că e sala plină. E o întâlnire specială pentru mine, pentru ei, pentru noi, însă nu știu dacă de asta o fac.
chiar n-aș ști să vă răspund la întrebarea asta. E o mare bucurie pentru mine să fiu acolo. Și o mare tristețe uneori când, na, ce am de jucat e mai... are o încărcătură emoțională și o tristețe care trebuie să o, pe care trebuie să o execut. Atunci e o mare tristețe, însă tot dintr-o bucurie de a fi acolo și de a împărtăși, de a comunica. Eu nu cred că sunt bun la comunica cu oamenii, am observat asta în viața mea. Comunic greu, sunt mai retras, mai trist, mai în banca mea. Și ăsta cred că e felul în care pot să comunic mai... Până la urmă, acesta este rostul, menirea și secretul actoriei și alt, tot ceea ce înseamnă artele spectacolului. A comunica cuiva, a comunica cu cineva, prin alte metode decât simpla vorbire. Probabil, da. Mulțumim mult, Tudor Făcut-Dumitrescu. Așteptăm publicul în seriile de spectacol la Teatrul Stella Popescu, pe care îl puteți găsi absolut oriunde în București. Rămâne doar să ne căutați pe site-ul teatrului și veți afla unde jucăm mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, peste o lună. Cu siguranță este vorba despre săli frumoase din București, sălile pe care le știți, iar spectacolele cu care vă așteptăm vor fi, vă asigurăm, surprinzătoare în cel mai bun sens al cuvântului. Bună seara și bine ne întâlnim cu mine în fața camerelor la Pub Life Special, pentru că nu puteam să las pe altcineva să facă această emisiune, nu de altceva, dar sunt egoist. Sunt egoist de felul meu și cu oamenii care îmi plac foarte mult, vreau eu să ies în față. Pentru că îmi place să le pun întrebări, îmi place să aflu despre ei ce fac, cum fac și de ce fac. În seara aceasta, după cum vedeți, un om foarte drag mie și nu numai mie, ci tuturor celor de aici de la Pub Life, directorul Teatrului Stella Popescu, actorul Cristian Șofron. Bună seara și bine ne reîntâlnim, să zic așa. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și cred eu că o să ne reîntâlnim de foarte multe ori de acum încolo, dacă până acum era oarecum săptămânal întâlnirea noastră vrând nevrând, pentru că avem un parteneriat împreună, în Pub Life cu Stella Popescu, de acum încolo chiar vom face o întâlnire săptămânală, poate nu neapărat noi doi, dar cu cei care alcătuiesc marea familie a Teatrului Stella Popescu, pe care îl conduceți atâta timp și n-aș putea spune cu o mână de fier, ci cu mult flair. Mână de fier cu flair, da. Perfect. Da. Cei din interiorul teatrului și asta îi spuneam domnului Cristian Șofron chiar acum înainte de a începe, faptul că m-am lăudat prietenilor și apropiaților, faptul că voi avea aici în studioul nostru cel mic, studioul 2 cum ne place nouă să-i spunem, vă voi avea ca invitat. Și a zis, vai, este neamăipomenit, un om deosebit, să-l salut din partea noastră, să... Iată, sunt alături de dumneavoastră și vă transmit salutărilor tuturor celor care au aflat că sunteți aici, invitatul meu, dar, bineînțeles, aș vrea să le primim și pe celor de acasă care se uită la noi, ori acum în direct, ori atunci când vor deschide platforma Pub Life, YouTube, Facebook sau www.publife.ro. Mulțumesc mult de tot! Bine v-am găsit! Cum este rolul de, intrăm direct în subiect, okay. Cum este rolul de director? E ușor, nu este ușor? Pentru că aveți nevoie mai mult decât talentul acesta de actor pe care l-ați demonstrat de-a lungul timpului, de când erați mic. Nu știu, mai știți vârsta la care ați început? Efectiv ați început? Efectiv apropierea de meserie pe la 7-8 ani, dar lucrurile mai importante au început pe la 9 ani. Pe la 9 ani. Câți ani aveți când ați debutat, când ați jucat în Toate pânzele sus? Până la Toate pânzele sus, făcusem 20 de filme. Da, da. Primul film important pe care l-am făcut a fost Atunci am condamnat pe tot la moarte, uh-huh. În regia lui Sergiu Nicolaescu și poate o să avem timp să vorbim câteva clipe și despre dumnealui. Primul rol important al meu, acela a fost. Acela a fost. Și, ca să continui, am avut marea șansă ca acolo să-l întâlnesc pe Anzu Apelea, unul dintre cei mai
minunați oameni pe care i-am cunoscut în viața mea. Din păcate ne-a părăsit atât de devreme. Un om de o bunătate și de o curățenie formidabil. A fost unul dintre profesorii regretatului actor Bogdan Stanoievici și de câte ori ne întâlneam... A fost la clasa dumnealui, exact, Bogdan, da. Da. De fiecare dată când ne întâlneam, ne povestea câte ceva din cele ce îi transmitea actorul și omul Amza Pelea. Să spunem celor de acasă că nu întâmplător vorbim acum la Pub Live despre actori, despre dumneavoastră, despre teatru, pentru că noi în curând, de miercuri, din 2 februarie, vom transmite către publicul larg, vom transmite o emisiune care se va numi Profil de Actor. Se va realiza împreună cu Teatrul Stella Popescu și vom prezenta un actor, dar și piesele sau spectacolele în care acel actor care va veni aici în acest studio alături de o colaboratoare a Teatrului Stella Popescu, Oltea Șerban Părâu, exact, care va fi realizatorul emisiunii, vor povesti despre viața de actor, despre ce se întâmplă pe scenă, în ce spectacole joacă, cum sunt acele spectacole. Dar cred că trebuie să-i lăsăm să fie curioși. Da, să fie curioși, numai că v-aș mai propune ceva. Pe lângă actorii minunați pe care o să-i vedeți dumneavoastră, vă propun ca în timp să facem astfel de emisiuni și cu cei care stau de obicei în spatele scenei. Adică mașiniștii, regizorii tehnici, eu știu, secretarul literal, toți ceilalți care nu apar pe scenă, dar care își aduc și ei aportul lor extraordinar de important în făurirea unui spectacol. Dumneavoastră ați citit, domnule Șofron, ați citit ce am scris eu pe partea de prezentare a acestei emisiuni. Da, am citit, da. Ați citit prin gânduri. Am citit și am simțit mai mult. Am simțit. Am citit. Să le spunem celor de acasă că noi am stabilit lucrurile astea, să-i punem și pe ei în valoare, pentru că un spectacol de teatru nu se poate desfășura în toată splendoarea lui dacă nu există acești oameni din spate care nu se văd. Sigur că da. Bineînțeles că cei mai vizibili, poate și cei mai importanti, sunt cei care apar pe scenă, actorii, alături de regizor și de ceilalți creatori. Dar nu insist foarte mult pe tema asta, fără ceilalți, spectacolul nu ar putea avea loc. Așa este. Haideți să ne întoarcem la ce înseamnă cariera de actor, pentru că până la urmă vom prezenta în Profilul de Actor cariera fiecărui actor în câteva minute, în 30-40 de minute. Începem cu dumneavoastră. Ați început deja vorbind despre primul rol important pe care l-ați perceput ca fiind important. Eu, sincer, am vorbit despre filmul Toate pânzele sus pentru că eram înnebunit să-l urmăresc, să nu-l pierd în fiecare sâmbătă sau duminică când era dat pe vremea lui Ceaușescu. Și acolo am călătorit cu dumneavoastră peste tot și cu câinele pe care l-aveați. Cum se numea câinele? Că am uitat. Lăbuș. Lăbuș. Ce s-a întâmplat cu el? Lăbuș era câinele regizorului, al domnului Mircea Mureșan. Stătea cu noi și înainte de a începe filmările zi de zi și până la urmă s-a hotărât că ar fi mai bine să-l păstreze pe el și pentru rolul important din film. Și ați văzut că a făcut un rol foarte frumos. Extraordinar, extraordinar a fost. Da. Practic a fost ca o tușă, să zicem așa, acelor seriale, acelui film. Da, faptul că s-a reținut, iată, și el în toate discuțiile despre film, înseamnă ceva. Da. Cum ați lucrat cu Amza Pelea? Am reținut că v-a plăcut, v-a ghidat pașii, erați un copil. Da. Domnul Amza, pe lângă talentul uriaș de actor despre care știm cu toții și nu mai aducem nimic nou, trebuie să spun că Atunci am condamnat pe toți la moarte este primul film pe care l-a făcut dumnealui după Mihai Viteazu. Deci gândiți-vă puțin la trecerea formidabilă de la rolul impunător din Mihai Viteazu la rolul Ipu din acest film, care era cu totul și cu totul altă fațetă a actorului. Cred în continuare că este unul dintre cei mai importanți actori ai Europei, poate. Iar pentru mine, așa cum spuneam, pe lângă, eu știu,
începutul traseelor actoricești pe care le-am mai prins de la dumnealui, nu știa multe lucruri pe vremea aceea, l-am perceput întotdeauna ca pe un om excepțional. Un rol pe care l-a făcut coborând, practic, de pe calul, de la înălțimea personajului Mihai Viteazu, la pământ, practic, cu tălpile pe pământ, pentru că a jucat rolul unui om simplu. Da, da, nebunul satului, cum se spunea în film, dar da. După părerea mea este un rol, și nu numai a mea, fabulos ce a făcut acolo. Absolut. Chiar fabulos. Acum vreo două luni de zile cred că am revăzut acel... Se reia și mă bucur că s-a... L-am văzut separat pentru că am ales să-l vedem fără reclame, fără... A, da? Da. Și într-adevăr este un film... E cutremurător. Mie în continuare mă impresionează de fiecare dată când îl văd pe dumnealui. Am trecut prin copilărie. Care este următorul film care v-a marcat adolescența și apoi, să spunem, și partea de tânăr adult? După moartea lui Ipu, atunci am condamnat pe toți la moarte, a urmat o întreagă pleiadă de filme. Am făcut destul de multe filme în perioada aceea. Amintesc doar câteva filme care la noi, nu știu dacă s-au dat foarte mult. Am făcut 4 seriale în coproducție cu nemții și cu franțuzii. Pe vremea era un lucru extraordinar. După Jules Verne, 2 ani de vacanță. Un film despre care lumea la noi nu prea știu, s-a difuzat cu mare succes în Germania și în Franța, la noi s-a difuzat foarte puțin. 2 ani de vacanță. 2 ani de vacanță. Ca să nu zicem 2 ani de pandemie. Doamne ferește, da. Da. Sigur, am mai trecut și prin altele și am ajuns la toate pânzele sus. Filmul care este considerat cu cea mai mare audiență din istoria cinematografiei românești. Da, e un lucru care, cu toată modestia, nu am cum să-l trec cu vedere. Dacă ar face așa un podium al filmelor în care ați jucat, care ar fi acelea? Nu punem 1, 2, 3, podiumul. Care ar fi primele 3 filme? Probabil că cele despre care vorbim acum, Ipu, Toate pânzele sus, au mai fost câteva filme interesante și mai aproape de noi pe care domnul Sergiu, ca să vorbesc de dumnealui, le-a făcut. Sigur că nu mai aveau impactul pe care au filmele dinainte, din fel și fel de motive. De exemplu, un film pe care eu îl consider, în ceea ce mă privește, este Triunghiul Morții. Uh-huh. Un film interesant pentru rolul, cel puțin. Pe mine m-a consumat mult rolul acela și m-a preocupat. Cam astea ar fi, să zicem, ca să alegem așa un podium de... Ați vorbit despre Sergiu Nicolaescu, am avut stânjenitoarea, dar onoranta poziție de a organiza o comemorarea domniei sale, da, la Cinema Patria. Am organizat-o împreună cu prietenul Sebastian Oprița și m-am bucurat de revederea doamnei Stella Popescu la momentul acela. Dar când asta? Acela. Când ați făcut? În ceva an, nu? Imediat după ce a murit. Adică la 2 zile zile la momentul ăla. Păi înseamnă că ne-am văzut și acolo, pentru că am primit un, nu știu, am primit un bust al dumnealui la acea... Da. Dacă mi-aduc eu bine. Da. Era chiar la intrare. L-am organizat împreună cu cei de la România Film. Da, mi-aduc aminte, exact. Cu directorul de atunci îmi scapă, regizorul îmi scapă cum... Da, știu despre ce vorbim. Da. Și oricum cu... Oameni care merită amintirea noastră. Cu doamna... Vorbesc de domnul Nicolaescu, desigur. Absolut, cu domnia sa, cu doamna Stella Popescu, cu Alexandru Arcinel. Am avut plăcerea de a-i cunoaște când eram mic și prin intermediul mamei mele reușeau să vină să ofere spectacole de magie, pur și simplu, pentru femeile care lucrau în industria ușoară. Și mi-aduc aminte la un moment dat că doamna Stella Popescu era mic, nu știu cât, cred că
6, 7 ani, 8 ani, dar m-a marcat acel moment, venise la, în magazinul Cocoru să vorbească cu, cu mama mea, să pună la punct niște detalii legate de, de un spectacol și eu am coborât să o întâmpin împreună cu, cu maica mea și uite așa, așa făcându-mi așa cu mâna prin păr, ia zi mă, tu mă cunoști? Ce, am reușit să scofru un cuvânt? Absolut niciun. E bine, am înțeles. Încă te mai gândești. Deci, umorul dumneei. Da, da, da. Și anii au trecut, ne-am întâlnit deseori, dar în fine, o vedeam alături, după care la televizor și pentru mine însemna foarte mult și actorul întotdeauna oferă o șansă la o viață mai bună, cel puțin la nivelul unei percepții interioare, da? Fiecărui om în parte reușește să îi ofere, nu știu, un moment în care să refuleze, să facă mai bun, nu? Da, așa ar fi idealul, probabil. Și să-și exprime cei care, spectatorii dintr-o sală de teatru, dintr-o sală de cinema, reușesc să vorbească prin intermediul unui actor cu care se identifică. Sigur, da. Asta ar fi idealul, așa este. Așa se întâmplă. Dacă spuneți dumneavoastră... Dumneavoastră... Nu știu... Hai, Cătălin! Hai, spune! Așa. Avem o altă discuție noi doi, așa, să le spunem celor de acasă că de câte ori ne întâlnim noastră sunteți neacriști și eu sunt Cătălin. Da. Ideea de a pune în scenă un anumit rol, de a juca un anumit rol și vorbeam la un moment dat chiar cu George Mihăiță când împreună cu Traian, cel care coordona tot ceea ce însemna partea de teatru, de comedie și noi fotografiam și realizam pozele pentru teatru de comedie cu Centrul de Cercetare în domeniul vizualului din Neculce. Ajunsesem aproape de actor și George Mihăiță chiar le-a spus, uite, vorbiți cu actorii ca să-i cunoașteți, să-i puteți să vă apropiați de ei. Și la un moment dat cineva pune o întrebare, dar cum e când vă înjură oamenii? Uite așa, George, ia uite la noi. Băi, să știi că asta e o întrebare excelentă. Atunci ne-am atins exact rolul pe care ni l-am asumat. Că ne-a înjurat degeaba omul ăla. Da? Nu... E o temă de gândire și asta. Da, nu întâmplător. Da. Foarte, foarte interesantă această abordare și într-adevăr este, pentru că te aplaudă și pentru rolul bun pe care îl faci, dar și pentru rolul nu bun în sensul că nu ai fost apreciat, ci pentru rolul rău pe care să l-ai asumat să-l interpretezi într-o piesă sau... Asta înseamnă că l-ai făcut bine. Da. Da, faptul că oamenii au reușit să aducă o apreciere într-o formă sau alta actorului. Dar să știți că se spune, de multe ori se spune că rolurile negative sunt mai tentante pentru un actor decât cele pozitive, da. Că ele rămân uneori mai pregnant în mintea spectatorului decât cele pozitive. Așa se vorbește. Pentru actorul Cristian Șofron, teatrul este mai important decât filmul sau filmul mai important decât teatrul? Niciodată n-am putut face această departajare. Da. E destul de comun ce spun acum, dar atunci când lucrezi la un spectacol, acela este cel mai important lucru. Iar atunci când ai șansa să faci un rol în film, desigur, rolul din film este primordial. Comedie? Dramă? Fără alegere. Și aici este... Nu, fără alegere. Eu cred în continuare că aceste... N-ai cum să departajezi un actor pe zona asta. Eu sunt convins că actorii de... Hai să-i spunem de comedie, că vorbea de doamna Stella puțin mai devreme, n-a avut lumea curaj, foarte mult curaj, să o pună și în altfel de zonă de roluri. Dar sunt convins că ar fi făcut tragedie, dacă vrei să schematizăm, excepțional. Un actor bun e bun peste tot.
tragedia din spatele comediei, pentru că mult timp satira de la Teatru Tănase era o satiră... Era periculoasă. Absolut, da, era de supraviețuire. Așa este. Așa era este. Mai toate teatrele au avut spectacole de acest gen. Uh-huh. Mai toate. În spatele umorului era o tragedie. Și să poți să manageriezi, cred că este un efort foarte mare, să manageriezi tragedia din interior în raport cu... Ușor nu e. Ușor nu e. Ușor nu e și mai ales în vremurile acelea în care, știți foarte bine, multă lume era cu ochii pe artă, pe artiști, pe teatru, pe film. Era complicat să strecori și alte idei fără ca cei din ceilalți, și știți bine la ce ne mă refer, să nu te ia la ochi, să nu se oprească spectacolul, să filmul și așa mai departe. Complicată perioadă, e adevărat. Dar cu toate acestea trebuie să recunoaștem că s-au făcut lucruri excepționale. Absolut. Și în perioada. Da. Îl avem alături de noi în echipa noastră la Pub Life pe Petre Moraru, actorul Petre Moraru. Iată. Care este o enciclopedie vie, povestește despre modul în care actorii reușeau să întoarcă o frază, și să le spună celor de la securitate care veneau să redimensioneze, să reinterpreteze anumite pasaje, spunându-le, reinterpretându-le, lăsându-le, trecând de înțelegerea lor printr-o frază, păi cum ai vrea să spunem? Da, da, da. Erau, sunt zeci de povești de genul ăsta de actori sau regizori care au întors sensurile unui spectacol de două, trei ori tocmai pentru a putea ieși cu el la public și ca cei care veneau la vizionări să nu priceapă sau să priceapă și să n-aibă ce să spună. Lucrurile erau destul de complicate în zona asta. Revenim în zilele noastre. Care sunt spectacolele pe care Teatrul Stella Popescu și aici o să fac totuși o paranteză înainte de a continua întrebarea. Pot spune că v-am urmărit la Teatrul Coq, la spectacolul Coq, cel care va avea premiera mâine. Mâine, da. Mâine seară. Unde? La ce? Mâine seară la Palatul Național al Copiilor, la ora 19. Un spectacol extraordinar. Extraordinar. Dumneavoastră spuneți, tu spui, vă rog. Ca spectator, eu nu pot să-mi spun eu părerea, deși și eu cred că e un spectacol bun. Este un spectacol care îmbină, eu comedie, dar un spectacol... Exact ce spuneați, comedie cu tragedie, de fapt, cam astea sunt spectacolele importante, cele care îmbină cele două fațete. După părerea mea. Și mai ales că, fără a intra foarte mult în ceea ce oferă spectacolul Coq și ceea ce oferă actorii care interpretează personajele într-un mod extraordinar, și aici iar deschid o paranteză la paranteză, Tudor Cucu mi-a fost elev. Serios? Da, la fotografie în Colegiul Național Ion Neculce și primele încercări... Îl dau afară. Da? Da, gata, de mâine, clar. Nu de astăzi. Așa. Mâine să nu mai vină la spectacol. Să nu mai vină. Așa, un tip extraordinar. Cu foarte mare atenție la detaliile din fotografie. Era interesat de cadru, era interesat. Și mă duc aminte că mi-a spus, a venit la mine la un moment dat, nu știam că face actorie și îmi spune, aș vrea să fac o fotografie care nu mi iese sub nicio formă. M-a ajutat să o înțeleg și să văd cum aș putea să o... Și am stat și am studiat. Da, și eu cred că Tudor este unul dintre tinerii actori care vor face carieră importantă în teatru și în film. De altfel, nu cred că e un secret pentru el. S-a întors acum din Anglia, unde a făcut un rol într-un film acolo. La noi, la teatru, joacă în două, trei spectacole și va mai intra în vreo două. Dacă vreți așa o glumă și o comparație, sper să nu fie interpretată greșit, aducerea lui la teatrul nostru a fost ca un transfer la fotbal. Adică un transfer important la o echipă de fotbal. Sunt foarte mulțumit că am putut să-l aducem la noi la teatru. Coq.
Ecfusul, care este probabil, așa cum se spune prin București, unul dintre cele mai puternice spectacole care sunt în București la ora asta, un spectacol al lui Victor Ioan Frunză și al Adrianei Grand, extraordinar de important și, de repet, de puternic, un spectacol pe care trebuie să-l vedeți neapărat. L-am văzut de două ori. A treia oară e și mai bine. Da, e perfect. Întorcându-ne, v-am urmărit la un prim spectacol pe care l-ați făcut, o repetiție înainte de premieră, cu cei apropiați actorilor. Da. Și v-am observat cum îi urmăreați, cum după spectacol a stat de vorbă cu fiecare în parte și le-a spus lucruri, nu o să spunem ce și cum, i-ați felicitat, ați avut totuși o abordare și niște îndrumări, să le spunem, orientate spre schimbare. Nu neapărat certându-i, că nu v-am auzit certându-i. Nu, nici când. Adică... Actorii sunt niște copii mari în foarte multe situații. Trebuie să găsești exact limbajul, cuvintele, chiar dacă sunt lucruri care, probabil, din experiența ta, ai crede că pot fi schimbate, poate modificate. Trebuie să fi spuse într-un anume fel. Asta cu... Oricum nu e felul meu de a fi cu certatul și cu scandalul, dar cu atât mai mult atunci când vorbești cu actori, cu creatori, mai ales, așa cum spuneai, după o primă reprezentație. Iarăși, cu toată modestia, eu mă bucur mult de tot că ei au încredere în mine și, în general, lucrurile pe care le spun după un spectacol, și nu neapărat după premieră, după un spectacol la care merg alor, în general îi pune pe gânduri și, de cele mai multe ori, se întâmplă să-mi dea dreptate. Vorbeați la moment cu scenarista, pentru că e o scenaristă, un regizor foarte bun, Adam Horațiu, și a spus, lumina, aveți nevoie de mai multă lumină, să-i pună mai bine în valoare, aveți nevoie de, vreau să fiți mult mai bine puși în valoare. Înțeleg că acum e o repetiție, dar am nevoie de voi să fiți, să străluciți. Și într-adevăr, la al doilea spectacol, cel pe care de fapt l-am și înregistrat, așa, totul a fost cu mult mai multă lumină și cu mult mai multă strălucire, aș putea spune. Da. Dar a strălucire a actorului pe scenă, nu o strălucire a scenei. Sigur că da, nu. Apropo de asta, mi-aduc aminte că ne povestea domnul Octavian Cotescu, care mi-a fost profesor la facultate, apropo de lumini și de vorbitul pe scenă, acest mormăit care, din păcate, se mai întâmplă și ne spunea, puilor, puteți să fiți voi geniali, dacă nu aude ce spune și ultimul om din sală, degeaba sunteți geniali. Și dacă stai să te gândești la rece, cam așa corect. Este. Omul trebuie să înțeleagă, să audă ce spui. Fiecare om a plătit biletul acesta. Asta, da, trebuie să înțeleagă cuvintele, da. Să vadă despre ce e vorba, să audă despre ce e vorba. După aia, sigur, urmează celelalte etape, dar eu cred în lucrurile astea. Cu siguranță. Așadar, revenind, care sunt... am închis paranteza. Ai închis doar una, mai parcă mai era una. Le-am închis pe toate. Care sunt spectacolele pe care Teatrul Stella Popescu le oferă publicului bucureștean și nu numai, pentru că am auzit faptul că vin oameni din prejurim, vin de la Giurgiu, vin de la din Prahova, din Ploiești, și nu vorbim că acolo nu ar fi artiști de valoare și piese și spectacole bune. Vorbim despre faptul că vin aici să le vadă. Nu știu dacă e un handicap neapărat sau s-ar putea ca acest handicap să fie o provocare pentru Teatrul Stella Popescu. Nu aveți propria sală. Da, asta e, trebuie spus și asta, sigur. Da. Și devine o provocare pentru actori pentru a se raporta la spațiu, la spații diferite, dar în același timp și un element foarte bun este ca un turism cultural al celor care vin și văd un spectacol în la Metropolis, la Palatul Copiilor. Din acest motiv noi am acceptat
toate invitațiile care ne-au venit de a merge în orașe din România. Peste tot unde am fost chemat ne-am dus. La Făgăraș, peste tot, tocmai în această idee, gândindu-ne că oamenii de acolo, doritori fiind de teatru, n-au nicio vină că în orașul lor nu este teatru, că așa a fost să fie. Nu e. De ce, dacă tot se poate și avem cu ce, de ce să nu mergem noi acolo? Și închei și eu o paranteză acum. Așa este, noi jucăm, din păcate, din fericire că jucăm, la colegii noștri din teatrele bucureștene. Deocamdată, minunata noastră sală din Batiștei 14, fostul palat Artac, o clădire absolut minunată, da. Nu se poate folosi pentru public. Și atunci am rugat colegii noștri, director cu ei, director de teatre, și majoritatea dintre ei ne-au întins mâna și încă o dată aprecierile noastre. Jucăm la Arcub, jucăm la Notara care este teatrul, un teatru care mi este extrem de apropiat de suflet, la Metropolis, la Tănase jucăm, probabil că în curând vom juca și la Excelsior. Lumea a înțeles că suntem într-o situație dificilă, ăsta e cuvântul, să închei, dar pentru noi fiecare spectacol este o deplasare. Chiar dacă mergem la Notara sau la Tănase sau în apropiere, noi facem aceeași procedură ca și cum am merge la Făgăraș, că tot am pomenit. Pentru unii actori, casa este teatrul în care joacă și în care se duc 20-30 de ani, o viață întreagă. Așa este. Pentru actorii teatrului Stella Popescu, acasă înseamnă Bucureștiul. Bucureștiul și țara, da, așa este. Bucureștiul în special și țara în particular. Așa, ne dorim, sperăm și sigur, avem niște promisiuni ca anul acesta să ni se repartizeze și nouă sală, nu discutăm care, cum, ce vrem. Să vedem, poate că până la urmă se va găsi o soluție și pentru noi să mai oprim din acest turism, turism pe care îl facem. Actorism. Așteptăm, ni-l dorim, dar până atunci, după cum bine spuneai, jucăm mult, jucăm des, jucăm aproape ca teatrele care au sălile lor, ca număr de spectacole vorbesc. Ne place să jucăm, ne place să mergem către spectatori și sperăm ca lucrul acesta să se vadă. Haideți să vedem și care sunt spectacolele pe care le puneți în scenă. În afară de cele două despre care am vorbit deja, vreau să mai amintesc Coq și Ecus, mai amintesc Anatomia unui clișeu, iar un spectacol recomand. Foarte proaspăt și, da. Și acestea, cu două actrițe minunate, cu ale teatrului nostru, Crina Matei și Ana Maria Ivan, un spectacol montat de Chris Simion Mercuriano, persoană și o personalitate cunoscută în mediu, în special în cel independent al teatrului românesc. Mă mai uit aici, mi-am notat că dacă uit ceva, am încurcat-o după aia. Avem o comedie superbă, Ceapa se numește, în care pe lângă actorii teatrului nostru, da, îi avem invitați pe Adrian Păduraru și pe domnișoara Velniciuc. Avem spectacole pentru copii, avem Revolta Poveștilor, Lampio și Greuntele de Lumină, care este un spectacol excepțional de delicat și de frumos. Mai toate spectacolele noastre sunt și cu o zonă muzicală. Actorii noștri, cei șase actori pe care îi avem, că asta n-am spus, avem doar șase actori, toți cântă și se mișcă foarte, foarte bine. Așadar și în spectacolele pentru copii, Micul Prinț, care este un spectacol de teatru dans extrem de frumos, pregătiri. Repetăm în acest moment 2-3 spectacole, ceea ce pentru un teatru mic în sensul de număr de persoane, eu cred că este bine. Așadar, repetăm a 12-a noapte a domnului Shakespeare în regia unei tinere studente, Luiza Dabija. Este un proiect, un parteneriat pe care l-am făcut cu Facultatea de Teatru. Ei repetă la noi, de repetat putem repeta și de jucat joacă actorii noștri și studenți. E un lucru extraordinar, da, de tentant. Așadar, repetăm a 12-a noapte. Am avut săptămânile trecute tot în acest parteneriat
trebuie neapărat să vedeți o comedie, se numește Cum să distrugi o piesă, în regia tot unui tânăr regizor, George Anton. Ne-am fost aici în vizită. Da. Și Ana Maria Ivan și... Exact. Da. Este o comedie, vă rog să mă credeți că am mai văzut și o teatru, am mai râs și eu pe la spectacole, dar aici am râs o oră și 20 de minute sau cât ține, am râs aproape în continuu. Trebuie neapărat să vedeți, să revedeți spectacolul. Mai departe, repetăm, acum două săptămâni am început Corul Leonida al domnului Caragiale în regia lui Radu Popescu. Aici avem un invitat important, pe Ion Haiduc de la Teatrul Notara, care alături de colega noastră Manuela Hărăbor și de Ana Maria Ivan sunt convins că vor face un spectacol minunat. În martie sperăm să fie o bombă în sensul bun al cuvântului. Uh-huh. Îl așteptăm pe Răzvan Mazilu. Suntem deja în repetiții muzicale cu el, care va monta un spectacol, o bijuterie, așa cum face el în ultima... De fapt, întotdeauna a făcut așa. Hedwig se va numi spectacolul. Nu, Hedwig este un spectacol cu un band pe scenă, cu muzică live, Cucu Dumitrescu, alături de colegele noastre, Ana Maria Ivan și Crina, vor, și toți ceilalți ai noștri vor cânta live. Va fi un spectacol, sunt absolut convins, extrem de bun. Pe urmă va veni probabil un regizor din străinătate să monteze ceva, iar în partea a doua a anului, în funcție de zona financiară pe care ne o vom mai putea permite, așteptăm, avem deja contactele cu alți regizori importanți din România. Proiectele se limitează doar la țară, București și țară, sau mai ieșiți și în afară? Atunci când avem invitații, ieșim fără niciun fel de jenă, pentru că spectacolele noastre fac față oricărei provocări și oricărui gust, dacă vreți. Acum, nu știu dacă din modestie sau fac eu o impardonabilă prostie, de n-a spune, dar în a vă întreba, ce e cu Republica Moldova? Când înțeleg, mergeți în Moldova? Aveți... Da, am primit o invitație... E ok? Adică putem vorbi despre... Da, sigur că okay. Da, e un proiect public. Nu? E perfect. Am primit invitația de la Teatrul Național Satiricus din Chișinău să mă duc să montez eu, să regizez un spectacol acolo. Probabil că în 2-3 luni o să-mi definitivez o distribuție, textul și distribuția, și probabil că o să mă duc să montez acolo, urmând ca după aceea să facem un parteneriat, un schimb de spectacole, ei să vină la noi cu niște spectacole, noi să ducem la Chișinău niște spectacole. Cred că este un lucru onorant și cred că nu trebuie să uităm că teatrul, arta, cultura este o zonă care unește lumea, absolut, popoarele, țările, și ar fi păcat să nu profităm de lucrul acesta. Actorii sunt, fac parte dintr-un partid mai special pe care lumea l-acceptă, chiar dacă este de o extremă, dar e de o extremă culturală bună. Pentru că tot spus, vorbea despre cei care își ocupă un loc pe partea asta politică. Nu o să vreau să vorbim prea mult despre lucrul ăsta, pentru că nu are sens. N-ar trebui, teoretic sau practic, cultura ar trebui să stea undeva în afară, chiar dacă știu reprezentantul cetății, actorul, știu. Dar poate că ar fi bine să stăm un pic, să ne vedem mai mult de treaba noastră. Satira este... arma noastră. Arma, da. Vorba, cuvântul este ceea ce vă reprezintă. Pentru că vom începe la Pub Live, după cum spuneam, de poimâine, practic, vom începe o nouă emisiune care se va numi Portret de Actor. Am stat de vorbă cu prietenii noștri de la joygift.ro și ne-au oferit ceva, o cutie. Această cutie va fi desfăcută permanent în fiecare ediție, așa, cu o mică atenție, o chestie personalizată pentru fiecare actor care intră în acest sare studio. Ceva de acolo? Da, sare, dar sare bine. Așa.
Este o cană, cei de la Joy Gift le vor face cu mare, mare drag pentru fiecare actor care va veni aici. Vezi, este și personalitatea așa cu o chestie de scenă. Da? Și aici avem, bineînțeles, o să arăt așa spre cameră, Cristian Șofron, directorul Teatrului Stella Popescu, portret de actor, numele practic al emisiunii, Pub Live, și bineînțeles, cine putea să fie aici? Teatrul Stella Popescu! Da, și avem aici un teatru la nivel de excelență. Da, asta am propus eu colegilor mei. Așa că vă ofer vă mulțumesc mult de tot. Această primă cană, pentru că o mulțumesc mult de tot. Deplin. E foarte drăguță, foarte simpatică. Vă mulțumesc domnilor care ați avut ideea să ați și făcut-o. Da. Mulțumesc mult de tot. Și haideți să le punem, să-i vedem pe ei, pentru că ei sunt cei care au oferit, și îi vedem acum pe ecran, ei sunt cei care au oferit această cană și cei care vor dori să facă, nu știu, cadouri celor dragi, vor putea să apeleze la ei pe joygift.ro, așa cum se vede în imagine. Revenind, va fi o emisiune, sunt sigur, de succes, pentru că oamenii au nevoie de povești, au nevoie de povești de viață care să-i încurajeze și să-i pună pe o linie a unei realități duble, dacă e să spun așa. În sensul că atunci când îți merge rău, este ok să visezi la ceea ce ți-ai propus. Și omul din fața ta, omul din ecran, omul de pe internet, pentru că acum internetul ne oferă foarte multe variante, este cel care are misiunea de a deschide apetitul către un vis, către o lume paralelă către care să speri, o lume paralelă către care să tinzi și să îți dea resorturile motivaționale interne să ieși din starea respectivă. Toți trecem printr-un moment mai, poate mai neplăcut sau poate mai dramatic al vieții noastre. Da, și eu îmi doresc o emisiune, așa cum spuneai, relaxată în sensul bun al cuvântului, în care să se spună adevăruri, în care să povestească lucruri. Uh-huh. Pe lângă lucrurile, hai să le spunem, tehnice de a prezenta niște spectacole și de a încerca să aducem publicul la ele, cred că o emisiune, cum să-i spunem, omenească. Dacă absolut, firească. Așa cum a fost asta de astăzi. Sperăm. Da, eu așa mi-o închipui, așa mi-o doresc și dacă va fi supraomenească, cu atât mai bine. Pentru că actorul care, practic, așa cum vorbeam despre Amza Pelea în deschiderea acestei emisiuni, fie este zeu, fie este muritor de rând. Este rolul său de a interpreta un personaj. Și aici vom avea un actor, dar o infinitate de personaje. Frumos. Bravo. Păi vă urez succes atunci. Ce să... Ne urăm succes. Să le mulțumim celor de acasă care ne-au urmărit în această seară și să le transmitem vizionare plăcută pentru fiecare, practic, fiecare emisiune, portret de actor. Și eu vreau să vă invit la Teatrul Stella Popescu în mod special, dar, atenție, vă rog să veniți la toate teatrele din București și din țară, pentru că, până la urmă, noi, fără dumneavoastră, nu suntem nimic. Vă așteptăm. Și am să vă fac o surpriză. Teodora Bent, inspector general adjunct al inspectorului școlar al municipiului București, a făcut o propunere. O propunere extraordinară. Dar poate că ne vom reîntâlni cu domnia sa chiar aici, în studio la Pub Live, să punem la cale un proiect pentru copii. Sigur că da. Și de ce nu pentru copii, ci pentru copii și adolescenți. Facem. Da? Batem palma. S-a făcut. S-a făcut. Toate cele bune. Numai bine. Vă mulțumim și vouă celor care ne-ați ascultat. Vă așteptăm în continuare la Creator de Poveste cu Lidia Lazu și, bineînțeles, în fiecare zi de luni până vineri la Pub Live cu emisiunile noastre. Toate cele bune și pe miercuri în mod deosebit la Portret de Actor, de la ora 20 la Pub Live. Toate cele bune!
Bun găsit la emisiunea Portret de Actor, în care Teatrul Stella Popescu își va prezenta galeria de actori. Astăzi, Crina Matei. Bună seara! Bine ne regăsim după o perioadă destul de complicată. Este o bucurie că ne-am făcut timp să putem să stăm de vorbă și să mai povestim celor care sunt interesați de activitatea Teatrului Stella Popescu, ce mai facem, pe unde ne mai putem întâlni și cât de mult alergăm și prin București și prin țară. Într-adevăr, un aspect particular al Teatrului Stella Popescu este acela că în acest moment, la reluarea activității după pandemie, poate fi găsit temeri unde prin București, în cele mai neașteptate săli, în cele nemai neașteptate spații de joc, în care voi sunteți nevoiți să vă adaptați. Crina Matei, să vorbim întâi despre piesele în care joci la Teatrul Stella Popescu, pentru că mi se pare că este vorba despre o galerie foarte amplă de roluri. Este Anatomia unui clișeu, este Femeia Eterna Poveste, este Barba Albastră, este Ecvus, roluri foarte diferite, regizori foarte diferiți. Cum este să schimbi așa de des registrele și mai ales să evoluezi între zone atât de diferite? Cred că dorința oricărui actor este aceea de a reuși să-și deschidă cât mai mult vantaiul de cromatică interpretativă. Uite, ca să folosesc așa de la bun început niște expresii poate un pic mai prețioase. Dar dacă ar fi să ne exprimăm foarte, foarte friendly, ar fi că orice actor își dorește să interpreteze o gamă cât mai largă de personaje. Fac și o parte din această categorie, nu-mi place să mă repet, nu-mi place ca dacă m-a văzut un regizor aseară într-un spectacol să vină a doua zi să spună: ah, ce mult mi-a plăcut ce ai făcut aseară, hai că vreau să te iau și eu într-un spectacol și aș vrea să faci cam tot la fel. Am fugit întotdeauna de genul acesta de oferte și le-am căutat pe acelea unde regizorul a vrut împreună cu mine să descopere altceva. Fie că personajul avea date ce mi-erau specifice, fie că nu, și atunci trebuia într-un fel să trag exact ca un ciorap bine făcut rolul respectiv pe personalitatea mea. Să mă apropii poate mai greu și să nu se suprapună cu datele personajului ceea ce mi se oferea. Cred că acolo provocarea este mai puternică, mai intensă și miza mai mare. Se pare că Teatrul Stella Popescu ți-a împlinit acest vis, ai roluri într-adevăr foarte, foarte diferite. Să vorbim puțin despre Anatomia unui clișeu, regia lui Chris Simion Mercurian. Este o piesă regizată de o femeie cu două protagoniste femei, despre o problematică, să spunem, cu un oarecare accent feminin. Cum te simți în acest rol? Ar trebui să începem de la faptul că, dincolo de felul în care ai prezentat particularitățile acestui spectacol, acestui text, textul, de fapt, a fost scris de un bărbat. Într-adevăr. Și poate că aici a fost și, la un moment dat, nodul gordian, în momentul în care a trebuit să desfacem tot textul și să începem să lucrăm. El a fost scris inițial, poate mai puțină lume știe, de către Doru Alexandru Spătaru, ca un monolog al unei femei. Deci el trebuia să fie spectacolul, un one woman show. Dar regizorul, Chris Simion Mercurian, a zis: nu, vom sparge acest personaj în două. Una dintre valențe va fi partea emoțională, cealaltă va fi partea rațională, și așa a început lucrul. Textul a suportat foarte multe modificări în colaborare cu scriitorul, da, cu cel care a semnat acest text, cu Doru Spătaru. Chris Simion Mercurian și-a pus foarte mult amprenta asupra textului, pentru că experiențele adunate ale mai multor reprezentante ale sexului frumos sau slab sau gingaș sau elegant, cum vrei să le spui, au trebuit adunate într-un creuzet și de acolo să iasă foarte, foarte multe, foarte multe nuanțe. Eu încerc în discuția cu tine acum să nu divulg
foarte mult din conținutul spectacolului. Noi povestim acum ca și cum am fi niște spectatori pe gaura chei al unui, al unui laborator. Dar ce văd oamenii pe scenă, aș vrea să fie o surpriză 100%, pentru că altfel, dacă noi ne-am apucat acum să povestim un spectacol, s-ar dilua foarte mult interesul spectatorului. Nu vă povesti, dar putem spune că alter ego-ul tău feminin este Ana Maria Ivan. Da. Tu ești partea emoțională sau partea rațională? Mi s-a propus, până la urmă. E foarte, foarte bună și potrivită întrebarea în acest moment, pentru că voiam să continui cu lucrul ăsta. La un moment dat, cele două părți, cea emoțională și cea rațională, se amestecă, pentru că tot vorbeam de creuzet și nebunia în care explodează, de fapt, personajul atât de distinct împărțit între cele două, la un moment dat devine nerecognoscibil în toate aceste firicele de stări. Eu am fost, dar nu vreau să-ți spun. Să vină lumea și da, să vadă, pentru că era tentația să încep să povestesc și nu vreau să fac lucrul acesta. Ceea ce pot să spun însă cu siguranță și pot să fii sau nu de acord cu mine este că îl putem numi un spectacol terapie. Îl putem numi un alt tip de spectacol decât cel cu care spectatorul bucureștean poate este, spectatorul în general, este obișnuit. Am avut reacții extrem de diferite, diferite chiar în rândul spectatoarelor, în funcție de vârstă, în funcție de cât de vastă era experiența unor doamne ca spectatori. În țară, spre exemplu, am avut niște reacții formidabile, pentru că aveam și noi spionii noștri la ieșire și doamne care au fost foarte atente la toate nuanțele ce se expuneau în spectacol, la ieșire spuneau, vai dragă, îți dai seama că de fapt noi am trăit acești ani fără să putem să vorbim vreodată despre lucrurile acestea, uite că se vorbesc într-un spectacol de teatru. Există tentația, după 1989, de a refula în fel și chip și din punct de vedere al vocabularului și din punct de vedere al problematicii expuse. Până la urmă, ce face diferența între vulgarul cotidian și esența pe care de fapt trebuie să fii capabil să o poți să o aduci pe scenă? Pentru că dacă aduci vulgarul sau tot noroiul de pe stradă, îl aduci pe scenă, ăla nu e un act artistic. Și cred că diferența o poate face, acum vorbesc și din punct de vedere al spectatorului, o poate face felul în care tratezi un adevăr. Un lucru pe care îl trăiești, în fața căruia te trezești, o provocare și cum o rezolvi până la urmă. Cred că asta este și diferența între ceea ce poate să fie trivial, vulgar, excepțional numai de dragul de a frapa, sau, dimpotrivă, miezul, esența și lecția cu care poți, la final, după ce ai văzut un astfel de spectacol, să poți să spui că ai învățat-o, fie că ai trecut 100% printr-o experiență, e vorba de experiență, atât îți spun, așa că ne cunoaștem, este vorba despre experiența feminină în fața trădării. O trădare multiplă. Atât. Altceva nu e scos de la mine în ceea ce privește conținutul. O întrebare. Dacă ești bărbat, poți să ai curaj să vii la acest spectacol sau nu? Sau doamnele să vină singure sau însoțite la acest spectacol? Și din punctul ăsta de vedere am avut surpriza ca domnii să reacționeze foarte diferit. O să iau un exemplu după mărturisirea pe care mi-a făcut-o o doamnă pe care nu o cunoșteam, mi-a scris după spectacol, după mulți ani a spus, ne-am lăsat copiii acasă și m-am trezit ținându-mă de mână cu soțul meu în timpul spectacolului. Așadar, se poate veni. Da, împreună se poate cineva. Veni. Da, pentru că dacă ai sentimentul că ți se întoarce oglinda și te vezi în cele mai întunecate tușe ale personalității tale, atunci, într-adevăr, poate să fie disconfortant.
Acum vorbesc în ceea ce îi privește pe domn. Deci undeva îi vizează și pe ei. Dacă însă pot avea, se pot configura ca niște observatori în fața unei realități acceptate, atunci lucrurile au altă dimensiune. Depinde cum, e cam viață, depinde cum pui lumina și cum te poziționezi în fața unei realități. În București această piesă se joacă mai des în ultimul timp pe scena Sălii Horia Lovinescu a Teatrului Notara. Uh-huh. Din locurile în care ați umblat, ca să spun așa, cu această piesă, care ți s-a părut cel mai prietenos ca poziționare, actor, public? Ai simțit că acolo este locul lui, ca scenă? Dacă tot aveți această experiență cu totul specială, da, am jucat de a și în, juca în diverse spații. Da, am jucat în spații, așa cum ai spus, neconvenționale și foarte, și foarte diferite. De la sala mică a Arcubului, da, cea de pe Lipscani, până la grădina de vară a Teatrului Constantin Tănase, în Parcul Herăstrău. Diferența este mare. În momentul în care, că una este să joci pentru un public de 40-50 de persoane, hai, 100 de persoane, și alta este să joci în fața 700 de persoane. Este vorba și de, de un public mult mai încărcat de energie și de un spațiu mult mai mare pe care trebuie să reușești să-l umpli. Nu vorbim doar de partea tehnică, a faptului că trebuie să vorbești tare, că trebuie să fii auzit. Pentru că una este dacă noi vorbim așa și alta este dacă trebuie să fii auzit de un număr cât mai mare. Și lucrurile astea trebuie să ți le potențezi singur și nu trebuie să scapi nimic din emoție din, și din nuanțele pe care vrei să le transmiți în momentul în care trebuie volumul, glasul să fie mult mai, să capete o amplitudine mult, mult mai mare. Dar, mă rog, astea sunt chestii tehnice pe care nu știu dacă spectatorii deci vor să le știe. Deci să invităm lumea să vadă Anatomia unui clișeu. Lumea să vină să vadă acest spectacol Anatomia unui clișeu. Să vină renunțând la prejudecăți și să accepte o poveste, să vadă această poveste, iar după aceea chiar îi invit să stăm de vorbă. Din punctul meu de vedere este un spectacol, un gen de spectacol cu care eu nu m-am mai confruntat. Îmi doream de mult să lucrez cu Cristi Simion Mercurian. Știu că este un regizor care nu merge pe cărări bătute, care nu se folosește de succese anterioare pentru a-și construi un, un nou eșafod. Și asta este o provocare. Alte roluri la Stella Popescu. Barba albastră a lui Housewater se joacă mai puțin în ultimul timp, dar Femeia Eterna Poveste s-a dovedit un pariu interesant și câștigat în relația cu publicul. Un spectacol inventat dintr-o poveste scris de Master, regizat de Attila Wiesauer, în care, parafrazând titlul cântecului Femeia Eterna Poveste, Crina Matei este femeia în această piesă. Cum te simți în această postură de actriță care cântă? Este... putea fi o capcană. Pentru că în momentul în care deții, să zicem, niște date ca actor și cânți, te poți trezi în ipostaza în care, să zicem, un regizor care vrea să expedieze, să spună, domnule, eu o să mă scot, vine actrița, cântă foarte bine piesele respective, lumea va fi încântată, va fredona piesele din perioada aceea în care Bucureștiul era atât de tumultos și de spumos în bătăile cu flori de la șosea, în povești de dragoste foarte, foarte pătimașe, lumea cânta, dansa, doamnele se îmbrăcau frumos, nu ieșeau afară fără mănuși, fără pălărioare, fără umbreluțe, se plimbau pe la capșa, era o viață foarte tumultoasă și pe la periferie, adică toată literatura și arta din perioada respectivă, tot ce ne face să ne raportăm la perioada interbelică este, creează o adicție. Sărutăm atunci și în brațe să mă strângi, că știu ce tu voiești și minți că mă iubești. Sărutăm atunci și spunem vorbe dulci, cu ele am îmbăta și apoi să fiu a ta. Muzica e foarte frumoasă, cântăm și astăzi piesele respective, se cântă ori ca atunci, ori readaptate, dar ne întoarcem de fiecare dată cu multă bucurie. Căutăm imagini din perioada respectivă, de când Bucureștiul era atât de conectat la boema
franțuzească, de aceea se numea și Micul Paris. Întorcându-ne la acest, la acest titlu, la Femeia Eterna Poveste, spuneam că e posibil, adică puteam, puteam să cădem în capcana în care să cântăm frumos și povestea să fie așa tratată cu superficialitate. E, lucrul acesta nu l-a făcut Attila Vizaur și bine a făcut că nu s-a, nu s-a focusat exclusiv pe partea muzicală, ci a recreat o poveste care se bazează pe un fapt real. În anii 30, a fost în Miss România, nimeni alta decât Tita Cristescu, este omorâtă și foarte multă vreme vina, oprobriul public, se îndreaptă către nimeni altul decât Liviu Ciulei, nu regizorul, ci tatăl său, purtător de același nume, arhitectul Liviu Ciulei, ce este și autorul multora dintre construcțiile importante ale, ale Bucureștiului, una dintre ele fiind Banca Națională. Și omul acesta avea avut într-adevăr, spune legenda, spune istoria vremii și spun poveștile ce au rămas, că a avut într-adevăr o legătură extraconjugală cu această Tita Cristescu, doar că atât realitatea cât și povestea spectacolului nostru ne arată că, de fapt, criminalul este descoperit mult mai târziu, peste vreo două decenii, iar surpriza este una mare. Și nici despre cine este criminalul n-o să vă spun, pentru că trebuie să vină. Femeia Eterna Poveste se joacă mai mult în ultimul timp la Tănase, dar nu doar acolo, pentru că, așa cum spuneam, Teatrul Stella Popescu joacă în toate spațiile centrale din București de la acest moment, Teatrele Gazdă având generozitatea de a împărți cu noi repertoriul pe care vrem să-l facem cunoscut publicului bucureștean. Poate că ar trebui să și spunem de ce se întâmplă asta. Poate că sunt oameni care nu știu de ce suntem atât de itineranți. Sediul actual al Teatrului Stella Popescu este în vechiul sediu al Arcubului, vechea sală Arlus, care în acest moment nu poate fi folosită pentru spectacole cu public. Și ce nume frumos are acest spațiu, se numește Palatul Artă, nu? Da. A avut diverse nume de-a lungul timpului. Cert este că dacă se va găsi soluția pentru ca el să fie reabilitat, consolidat sau, în fine, exact ceea ce cere legislația pentru a putea fi redat circuitului public, se va putea juca acolo. Este o sală superbă care reflectă foarte bine atmosfera. Și o clădire foarte frumoasă, interbelic, dar deocamdată Teatrul Stella Popescu poate fi găsit oriunde în București, în toate sălile centrale ale teatrelor cu activitate mai veche. Pentru că Teatrul Stella Popescu, Crina Matei, nu mai avem foarte mult timp, ești dintre primii actori ai Teatrului Stella Popescu. Sunt chiar prima actriță care a fost angajată chiar la prima acest... Și mai avem puțin timp, dar poate că dintre cei care ne urmăresc acum sunt unii care nu știu exact despre ce este vorba. Cum a apărut acest teatru și cum ai putea să ne spui în câteva cuvinte că a evoluat el în acești 5-6 ani de când i s-a semnat actul de naștere? Eu am să vă spun ce știu eu, ce cunosc eu, că a fost, este, cred, cel mai tânăr teatru sub egida primăriei din București, că a fost înființat chiar în timpul vieții doamnei Stella Popescu. Eu am fost angajată la puțin timp după ce dumneai ei nu a mai fost. Dar poate că, nu știu, că destinul ăsta ne aduce în anumite împrejurări și în situații pe care noi la care nu lucrăm efectiv. Eu am lucrat cu doamna Stella Popescu în cadrul unui proiect extrem de frumos la o televiziune, acolo unde rememoram în fiecare ediție, emisiunea se numea Cei mai frumoși ani, rememoram toate piesele muzicale și toate evenimentele importante care se petreceau într-un an, Cei mai frumoși ani. Și lucrând împreună, îmi amintesc foarte, foarte mult și acum dintre toate lucrurile pe care le-am învățat de la dumneaei, într-un mod nedrept, și aș vrea să subliniez lucrul ăsta, este percepută mai mult ca o actriță de revistă, dar Stella Popescu a fost o mare actriță și de dramă și de comedie, și a făcut teatru de foarte bună calitate,
Preșul, dacă ar fi să amintim numai una dintre piesele, numai unul dintre spectacolele care au făcut foarte mulți ani sala Teatrului de Comedie să vibreze și să țină acest titlu în repertoriul acestui teatru. Ar trebui să, și acum, dacă îi vedem imprimările, cu toate sketch-urile, cu toate monologele și filmele în care a apărut, și pe Stella Popescu o descoperim că avea un registru foarte larg în care se exprima. Făcea foarte bine și travestiuri, făcea foarte bine și femei de serviciu, dar și cochete cu aceeași dezinvoltură și cu același farmec extraordinar. Cred că asta, până la urmă, rămâne ceea ce trebuie să demonstreze Teatrul Stella Popescu în existența sa prezentă și viitoare, și anume faptul că are cel puțin tot atâtea fațete pe care publicul trebuie să le descopere ca și actrița care i-a dat numele. Da, teatrul este un teatru de excelență. Această expresie pe care directorul teatrului nostru, domnul Cristian Șofron, actor și el, a pus-o, dacă vreți, ca o ștachetă. Da? Pe care trebuie, la care tot timpul trebuie să ne gândim. Nu trebuie să fie un cuvânt golit de sens, ci întotdeauna orice proiect trebuie să poată să ajungă acolo, indiferent cât de multe obstacole ar întâmpina. Am avut pandemie, în momentul de față în sediul nostru este încă în consolidare sau ne gândim la o consolidare și suntem itineranți, dar conținutul, miezul, calitatea spectacolelor, într-adevăr, trebuie tot timpul să tindă către excelență. Cu fiecare personaj pe care îl facem, cu fiecare spectacol. Dar lucrurile astea sunt niște dorințele noastre interioare. Dacă ajungem să facem lucrul ăsta, doar publicul poate să confirme sau nu. Într-adevăr, mulțumesc mult, Crina Matei. A fost o întâlnire foarte plăcută. Ne pregătim să mergem la teatru, nu-i așa? Și da. Noi și publicul se pregătește să meargă la teatru. Vă poate vedea pe site-ul teatrului, se pot vedea exact spectacolele, când pot fi ele văzute și mai ales unde pot fi ele văzute. Pe pagina de Facebook, pe pagina exact. De internet și de Instagram. Vom încheia acest portret de actor fără a-ți oferi această cană cu numele tău, Crina Matei, oferită Mulțumesc. De Teatrul Stella Popescu și Pub Life, pe care sperăm să o folosești în fiecare dimineață sau seară sau când vrei tu. E foarte bine că am și numele ei și nu mă voi certa cu colegii mei atunci când suntem la cafea în pauză. Exact. Audiție plăcută, vizionare plăcută, veniți la Teatrul Stella Popescu. Mulțumesc!